grazie. Come ti sei giù? Che non ha comunità malva e libera, c'è dita ordinare al Consiglio locale, carare dopo il salario di conferenza, sede amministrativa, da marzo, data del 29 settembre 2022, cu următoarele ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre numărul 52 privind aprobarea plății anuale ale Comunii Tamaș către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău. 2. Proiect de hotărâre numărul 53 privind aprobarea actului adițional numărul 1, contractul numărul 1211 pe 4003 din 06.05.2021, referitor la delegarea gestiunii servicii de colectare și transport deșeuri în municipiul Bacău și două comune limitrofe. 3. Proiect de hotărâre numărul 54 privind aprobarea contractului execuției ale bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunii Tamaș, județul Bacău și situațiile financiare pe cele obiectivelor de investiții ale primăriei Tamaș în trimestrul 3 și 4 al anului 2022. 5. Proiect de hotărâre numărul 56 privind aprobarea cheltuielor necesare funcționării ansamblului corpului Tamașanca, aflat în subordinea Consiliului Local al Comunii Tamaș, județul Bacău. 6. Proiect de hotărâre numărul 57 privind aprobarea actului adițional numărul 4, contractul de concesiune numărul 516/0702005, referitor la prelungirea duratei concesiunii spațiului aferent cabinetul medical individual Dr. Nazar de Lucica. 7. Proiect de hotărâre numărul 58 privind transformarea unui post contractual de execuție în funcție publică de execuție. Și la 8. Diverse. Supunem la vot ordinea de zi. Cine pentru ordinea de zi? Abținere? Două acțiuni. Dăm votul domnul primar. Vedeți că nu am citit procesul verbal, de la trecoare, nici nu l-am primit, nici nu l-am citit. Trebuie citit tot ce știți cu asta să încerce. Atunci îi dăm citire. Nu procesul verbal, trebuie aprobat. Proces verbal de ședință 31.08. Doamne și domnul consilieri, în conformitate cu prevederile codului administrativ articolul 137 litera B, în baza convocatorului cu numărul 224-240, privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Tamaș, 31.08.2022, prin invitația de participare la ședință, a fost convocat la ședința extraordinară a lunii august. Din verificarea Consiliului prezent, rezultă că la ședință, din cei 12 consilieri care compun Consiliul Local Tomaș, a fost prezentat de Consiliul Local, absent fiind domnul Deni Vale, probleme de sănătate, domnul Scoial Florin, domnul primar anunță că domnul Consiliul este plecat în vacanță cu anul. Astfel că ședința este legal constituită și poate începe lucrările. Da. La ședință au participat 90 consilieri locali, primarul, secretarul și un număr de 3 persoane care doresc să ia cuvântul la capitolul divers. Secretarul general, primarul de funcție, se prezintă celor prezenți la ședință. Secretarul general propune președinte ședință să supună la vot procesul verbal și ședința anterioară din data de 26 iulie și 11 august. Președintele supune la vot ședința de 26 iulie, au fost 10 voturi împotrivă, 10 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 acțiuni. La ședința din 11 august, 10 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 acțiuni. Așa, președintele ședință, prezintă ședință, ordinea de zi a ședinței. A fost proiectul numărul 48, 49 și 50, referitor 48, desfășurarea zilele comunii, 49, includerea drumului Sătesc în satul Chetriș, Tamaș, în domeniul public al comunii Tamaș, și proiectul 50, privind participarea UAT în Tamaș la elaborarea studiului de oportunitate și fundamentale pentru delegarea gestiunii serviciului public. În continuare, proiectul 51, privind aprobarea de vizită generală actualizată, studiul de fezabilitate, construire pavilion, activitate școlară la liber la școala gimnazială numărul 1 Tamaș. Se supune la vot ordinea de zi, votul 10, împotrivă 0, abține 0. Secretarul general precizează că avizele consultative ale comisiilor de specialitate sunt favorabile
cu amendament la ultimul proiect. Bun. Și intrăm în dezbatere. Proiectul numărul 48, privind desfășurarea zilelor comune, primarul prezintă proiectul de hotărâre. Președintele ședință întreabă cine se înscrie la cuvânt. Se înscrie domnul Toma și domnul Ceasa. Președintele ședință dă cuvântul persoanei înscrise și urmează dezbatere. Domnul Toma propune ca pe viitor să fie alocate mai multe fonduri bănești pentru dezvoltarea sportului comune. Domnul Ceasa îl întreabă dacă ansamblul Dămășanca poate fi plătit pentru prestații de la zilele comune. Primarul răspunde, da, din fondurile alocate prin proiectul social. Domnul Toma întreabă dacă bugetul local va fi afectat dacă banii de la proiectul social nu vor veni. Primarul răspunde, nu va fi afectat. Domnul Mișca întreabă, ce înseamnă gala gospodară? Primarul răspunde, o adunare a persoanelor din comună unde au licitații, prezentări, etc. Domnul Ceasa a explicat modalitatea privind desfășurarea galei gospodarului. Domnul Toma intervine în final și consideră că prin selecția participanților la gala gospodarului, cetățenii comunii au fost discriminați. Se supune proiectul la vot, votul 10, potrivă 0, abține 0. Ia-ți un vești mai lucru. Proiectul numărul 48, privind includerea drumului DSE 1999, pe rog de 6, stat în statul Tereș, Comuna Tamaș, domeniul public al Comunei Tamaș, Județul Bacău. Primarul prezintă proiectul de hotărâre. Deci, în ședință, întreabă cine se înscrie la cuvânt. Se înscrie la cuvânt domnul Toma și domnul Ceasă. Domnul Toma, afirmații privind legalitatea proiectului. Domnul Ceasă arată că ultimul raport al Curții de Conturi face referire la inventarierea imobililor, proprietate privată și publică. Solicită ca la următoarele ședințe ale Consiliului Local, secretarul comunei să aducă lămuriri. Secretarul comunei, adică eu, răspunde. Am luat la cunoștință de reprezentare. Se supune la vot, votul 10, împotrivă 0, abținere 0. Proiect hotărâre 5, prin participarea OAT Tamaș, la elaborarea studiului de oportunitate și fundamentare de aderare de studiu serviciul public local de calitate prin curse regulate în municipiul Bacău, zona metropolitană. Primarul prezintă proiectul de hotărâre, președinte ședință întreabă ce înscrie la cuvânt. Se înscrie la cuvânt domnul Toma, care declară că susține proiectul. Președinte ședință supune la vot. 10 voturi, 0 împotrivă, 0 abținere. Proiectul hotărârii numărul 51, privind aprobarea de linie generală actualizată a ferestrului de căzabilitate pentru obiectiv de investiții, construirea parajar pentru activități școlare în aer liber, înființare, dotare, laboratoriu, școală, gimnazială, numărul Tamaș. Primarul prezintă proiectul de hotărâre și fac precizări că avizul condus de specialitate este pozitiv cu amendamente. Președintele de ședință întreabă cine se înscrie la cum. Se înscrie domnul Tomaș și domnul Ceasă. Domnul Ceasă, lista cu investiții este prezentată în ședințele Consiliului Local. Primarul răspunde că a fost prezentat în ședințele anterioare ale Consiliului Local și a fost aprobat de Consiliu. Intervine domnul Toma, consideră că ne aflăm în slujba cetățenilor, face precizări referitoare la legalitatea proiectului, referindu-se din punct de vedere a Comisiei Juridice. Consideră suma scrisă în proiect ca fiind prea mare pentru o ciupercă în curtea școlii. Primarul spune că nu e vorba numai de o ciupercă, ci sunt și alte investiții cuprinse în acest proiect, mai fi la laboratoarele școli. Președintele ședință supune la vot, votul 10, împotrivă 0, abține 0. La capitolul diverse s-au înscris la cuvânt 3 persoane care au dorit să participe la ședință. Doamna Beleșciu, Alina, doamna Chetra Runuță și domnul Vladin Schiva. Doamna Chetra Runuță despre situația ansamblului de Mășanca. Domnul Toma Petrică solicită transparență decizională, iar angajatul care răspunde de ansamblul de Mășanca să prezinte raport de activitate. Considerând că din cauza slabei pregătiri a unor angajați, oamenii din comună sunt săraci. Primarul răspunde, nu este legătură între sărăcia unor cetățenii comune și pregătirea profesională a angajaților primării. Comuna nu este săracă, au fost încheiate multe proiecte, altele sunt în desfășurare. Doamna Chetra Rănuță vorbește numele ansamblului Tămășanca și solicită sprijinul Consiliului Local, arată că cheltuielile făcute în acest an au fost suportate din buzunarul propriu. Domnul Toma Petrică ia cuvântul. Consideră că coordonatorul ansamblului de Mășanca nu își face treaba. Domnul Vladinski Vlad răspunde că a făcut tot, posibil, dar nu a fost sprijinit cu bani. Doamna Beleșciu Alina răspunde că coordonatorul nu a ascultat de nimeni și că copiii țin foarte mult la domnul Vladinski. Primarul răspunde, va urma un proiect de hotărâre din Consiliul Local referitor la alocarea de fonduri ansamblului de Mășanca, mai ales că banii există. În continuare, am luat și eu cuvântul, am zis că în zilele următoare vor fi analizate documente care stau la baza ființării ansamblului Tămășanca, precum și a protocoale existente cu Primăria Tamaș și Consiliul Local, urmând ca la viitoare ședințe de Consiliu să promoveze un proiect de HCR. Domnul Bucur, Gheorghe întreabă cine se face vinovat de nealocarea de fonduri prin programul PMDR. Primarul răspunde, lipsa interesului unor persoane. În încheierea ședinței, ședinței, mulțumesc pentru
în care a depus lucrările ședințe și declară ședința închisă. Terminat. Nu am dat atunci. Și cine este pentru? N-a spus. N-a spus? Nu. Vă fac pe Igor și un băd în față de asta. Ce aș vrea să vă întreb? N-am pus procesul de la ședința anterioară. Vreți să vă pun la mapă? Da, la comunicare? Da, da. Ok. Dar nu vreau atribuit că pentru nu era ședința semnat de domnul Odri. Dacă nu se era de președință ședință, poate să-l pun așa? De Igor? Domnul Odri a semnat astăzi, de exemplu, pentru ședința trecută. Deci, nu am făcut eu fac un loc cu voie de nici nu știu. Nici nu știu, 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 primul proiect pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre numărul 52 din 2019. Nu puteți avansa până nu clarificăm o situație. Dumneavoastră, în calitate de președinte de ședință, trebuie să vă asigurați că proiectele pe care le dezbatem pe ordinea de zi, mai ales că în mapa consiliului local, lipsește ordinea de zi. Repet, ordinea de zi este un document de sine stătător, în acest motiv se supune votului. El nu există. Acum, dumneavoastră, trebuie să vă asigurați, întrebați secretarul, dacă proiectele înscrise pe ordinea de zi îndeplinesc condițiile de la articolul 137, adică, exact cum este menționat aici, avizele cu caracter consultativ. Nu contează de ce formă sunt. Asigurați-vă că proiectele au avizele cu caracter consultativ, altfel nu putem dezbate, încălcăm legea. Lipsește de săvârșire în interpretarea pozitivă a legii, este fiind consultativ, puteți să țineți cont sau nu ele. Mai departe, conform legii, dumneavoastră trebuie să dați citire proiectul ordinii zi, pentru toate, îi puneți pentru votare și consiliile locale vor vota dacă aceasta este ordinea de zi sau dacă scoateți ceva de pe conform. Este foarte acest lucru, doamnă secretar. Deci, cu tot respectul. Tot respectul nu este de spuneți că este pe lângă lege, mai ales că este și apărcați la legi observi. Nu, nu, deci nu pot. Vreau să încălcați codul administrativ. Credeți-mă că noi poți să intrăm pe grande legale. Se votează aici. Nu se votează. Legea zice clar, președintele de ședință în prealabil se asigură dacă proiectele
Reglementările sunt atât de lege. Faptul că nu îndeplinesc, ele nu au ce căuta pe ordinea de zi. Și repete, legiuitorul repete aici. Încă o dată vă spune că proiectele pot fi puse pe ordinea de zi doar dacă îndeplinesc condițiile de lege. Deci nu sunt tot loc îndeplinite condiții de lege. Nu sunt. Deci am credeți la dumneavoastră. Deci asta este legea. Părerea mea. Deci am spus tot ce v-a spus. Părerea mea este că trebuie citit în toată să... Nu sunt în părere. Nu sunt în părere. Nu sunt în ce spune codul administrativ. Eu am citit. Părerea mea este afară. Domnul președinte, Consiliul Local. Deci ele nu trebuie citit. Am înțeles. Nu mai sunt în ordinea de zi. Da. Faceți cum doriți. Păi nu Consiliul Local de liderează. Faceți cum doriți. Păi cum, dar trebuie să fii președinte, dar nu trebuie să fii președinte. De ce încă o dată dat voie să vorbesc? De ce încă o dată vorbesc și dumneavoastră trebuie să hotărâi cum faceți? Pentru mine, vă spun sincer, știu, dar în fața legală... Nu mă afectează cu nimic. Domnul secretar, astăzi vă referiți la oportunitate în plena dezbatere. Noi vorbim din unii comisiilor juridice și economice, nu se întâlnesc condițiile legale. Să ne ajutăm pe legalitate, nu pe oportunitate. Dacă aveți ceva de zis, vorbiți în care. Nu consider că nu auziți în momentul în care vă însușiți mesajul pe care îl transmit. Consider că dumneavoastră nu auziți. Dați-mi voie să mă citesc o dată de lege. Nu mai citim acest aspect. Mai scriați, dar nu la ședință. Vreți să mă citesc ce prevede legea? Să nu vreți să vă... Noi știm, ai deliberat data de 5 ore. Deci, domnul PFM, deci uitați. Domnul PFM, terminăm cu... instituția prefectului județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică după condițiile legii. Da. Ce îți înscrie la cuvânt? Eu aș trebui să mă ascund acum. Altcineva? Nu sunt. Bine, poftiți doamna. Proiectul 52 a fost prezentat, iar mă doare sufletul să văd de o bătaie de joc la adresa legii, la adresa oamenilor din comună, la adresa actului administrativ. Vedem aici, consultându-mă inclusiv cu ceilalți consilieri, inclusiv la Comisia Juridică,
Am observat că proiectele respective nu sunt întocmite cu cadrul legal. Ca drept dovadă, anunț public că în prima fază mă voi adresa prefecturii și în a doua fază vom vedea latura aceea pe contencios administrativ. Ideea e, în primul rând, proiectul respectiv este prezentat fără referatul de aprobare al primarului. Legea interzice să vii cu proiecte care nu au referatul primarului, referatul de aprobare. Pe de altă parte, observ aici, în raportul de specialitate, uitați aici, domnul secretar, sunteți un om jovial și vocal, sper să vă înțelegeți, să vă însușiți și înțelesul juridic din ceea ce menținez eu. Uitați-vă, raportul de specialitate, întocmit de doamna Gurău Mihaela, consilier superior. Consilier superior înseamnă cineva care încasează o sumă extrem de mare de la bugetul local și nu știe să-și îndeplinească atribuțiile din fișa postului. Raportul de specialitate la proiectul 52 este un raport de gâlgă, de clasa 4 sau de clasa 5. Doamna spune aici, fără să înțeleagă că raportul de specialitate este o fundamentare a întregului proiect. Adică proiectul pe care domnul primar s-a gândit în toată profunzimea sa să inițieze un proiect de acest tip, trebuie să-l fundamenteze cu documente justificative. Așa cum am iterat mereu în toate ședințele, un raport de specialitate trebuie să ne spună care sunt implicațiile proiectului respectiv dacă ar fi aprobat de noi Consiliul Local. Adică care sunt implicațiile juridice? Care sunt implicațiile sociale, economice? Nu spune nimic. Vine cu o hârtiuță, le primesc pe rușine. Nu am nimic cu angajații primăriei. Dar angajații primăriei trebuie să înțeleagă, în cazul doamnei Gurău, nu știu dacă este contractual sau este funcționar public, dacă este funcționar public, trebuie să înțeleagă că un funcționar public trebuie să știe să elaboreze documente administrative și să le semneze. De ce? Pentru că în cazul în care hotărârea de Consiliu Local a fost dată cu dedicație, cineva trebuie să fie tras la răspundere. Faptul că nu se întocmesc documente arată că prea puține persoane își însușesc proiectul respectiv din punct de vedere legal. Mulțumesc! Aș dori să dau răspuns la acea hârtuță care zice domnul consilier. Eu cred că e destul de bine fundamentată, deci scrie fiecare an, cu fiecare sumă. Ba chiar face și o paranteză, doamna consilier superior. Veniturile asociației provin din contribuții în valoare de un ron, an pentru fiecare locuitor din comună, aferent anul 2019-2020-2021. Vă duc la conștiință faptul că sumele aferente acestui cheltuieli în valoare de 9.215 lei, an, aici se sublinează foarte bine. Egal, 2019, egal cu 3.040 de lei pe an, 2020, 3.040 de lei pe an, 2021, 3.135 de lei de an. Sunt prevăzute în bugetul local la Funeta Mare. Doamna a făcut conform adrese primite de la zona metropolitană, atașată în spate. Nu înțeleg ce vrea mai mult de atât, că e discurat. Dacă nu aminte, dar nu vreau și Dar scurt. De mărășința Consiliului Local, deci în care trebuie să dezbatem, pentru că altfel încălcăm legea transparenței decizionale. Noi nu venim aici la repezeală și la ridică mâinile. Nu. Iar la cunoștință, domnule primar, că indemnizația sau cotizația respectivă la care face referire nu a fost plătită de ani de zile. Deci, mare ales că noi suntem vinovați acum să plătim o cotizație din trecut, nu știu din ce motive nu a fost solicitată la vremea respectivă și deodată asociația respectivă vine acum și solicită sumele astea, creând o povară fiscală iarăși pentru oamenii comuni. Nu mai folosim eufemismul bugetul local, ci banii din buzunarul oamenilor. Asta e bugetul local. Banii oamenilor care muncesc și plătesc taxe și impozite și sunt ciordiți efectiv din bugetul local. Sunt furați. Asta se întâmplă. Bine, domnul, până aici ai bine. Și ceva. Cum ziceți dumneavoastră, sunt ciordiți. Noi facem parte din zona metropolitană. Dacă doriți, poate votați, să punem la vot, ieșim din zona metropolitană. Eu nu vreau să ieșim din zona asta, pentru că îmi doresc să vină autobuze din nord în nord, îmi doresc să dezvoltăm. Eu nu știam de plătim și n-au venit nici nimeni, pentru că n-au venit niciun autobuz. Dar noi, profesor, nu am venit niciun autobuz.
Oprești. Această zonă a fost creată în 2019. Nu știu motivul de ce nu a fost până acum, de ce nu ne-a venit plată până acum. În schimb, am primit adresa, trebuie să plătim timpul când am semnat. Și s-a semnat cu doamna prima, când era prezent atunci. Și a venit plată în ultimii 3 ani de zi. Nu anul ăsta, la anul, probabil că să devină la anul de plată pentru anul ăsta. Deci 3.000 de lei pe an. Dacă mi se pare o sumă enormă pentru a sta în zona metropolitană și a beneficia de proiecte, diferite proiecte de dezvoltare. Bine, atunci... Nu este un proiect de 3 ani. Bine, hai să-mi supări la un proiect. Cine e de acord cu lucrul? Cine e pentru? S-a ținit? Nu mă ține. Da. Mergem la proiectul numărul 53. Proiect de hotărâre numărul 53 din 20.9.2022 privind aprobarea actului adițional numărul 1, contractului numărul 1215 pe 4003 din 6.5.2021 referitor la delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri în municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe, inclusiv comuna Tamaș. Articolul 1. Se aprobă actul adițional numărul 1, contractul numărul 1211 pe 4003 din 6.5.2021, referitor la delegarea gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri în municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe, inclusiv comuna Tamaș. Articolul 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului comunei Tamaș, compartimentul financiar, contabil, taxe și impozite, ADIS, Bacău, instituția prefectului județul Bacău și va fi adusă la cunoștință publică conform legii. Da, cine să schimbe acum? Dar că vine, nu? Altcineva. Ați închid lista, pe așa nu mai închid. Poftiți, domnul mama. Pasul. Noi cu 53. Încă o dată. Noi facem administrație publică după ureche. Observ că sunt persoane care nu conștientizează că deciziile pe care le luăm noi aici creează efecte în societate, în viața oamenilor. Faptul că noi luăm peste picior, luăm în râs, efectiv, activitatea noastră de aici, mă face să înțeleg că nu există oameni cu referire la cei care iau un act administrativ. Cu referire la actul adițional, în primul rând, mă adresez domnului secretar. Domnul secretar, vrea să puneți la mapa Consiliului Local pentru o bună dezbatere actul adițional. Eu personal, în calitate de consilier local și membru la Comisia Juridică, vreau să-mi însușesc clauzele din actul adițional. Vreau să știu, pentru că un act adițional sau un contract cu o societate de acest tip nu duce la altceva decât la o povară fiscală, taxe, iarăși, preț mare la gunoi. Deci, noi vorbim de niște chestiuni care se strecoară în mod nelegal în actul administrativ. Și asta cu participarea inclusiv a domnului secretar. Deci am pretenția ca în actul administrativ să prepareze normativele din lege, domnul secretar. Vă rog frumos, la următoarea ședință încercați să prezentați și să puneți toată documentația necesară. Gândiți-vă, uitați, ați prezentat un proiect și efectiv, uitați, niște hârtiuțe, niște fotocopii, vorbim de Xerox. Unde este actul adițional ca noi, consilierii locali, să ne însușim ce vrea să spună actul adițional? Adică ne înferează nouă niște clauze. Noi nu avem acces la clauzele respective. Oamenii plătesc și vreau să spună consilierii dorm în Consiliu. Noi nu dormim în Consiliu. Noi suntem efectiv călcați în picioare din cauza celor care inițiază proiecte și a celor care contrasemnează pentru legalitatea lor, domnul secretar. Mulțumesc! Hai să supunem la vot. Cine e pentru proiectul ăsta? Abținere? Nu abținere. Da. Mergem la proiectul numărul 54. Proiect de hotărâre numărul 54. Privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuielile al comunei Tamaș, județul Bacău și instituția financiară pe cele două secțiuni de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul al doilea al anului 2022. Articolul 1. Se aprobă contul de execuție al bugetului local
devenându-și cheltuielile acumulate la județul Bacău și situația financiară pe cele două secțiuni de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul 2 al anului 2022. Articolul 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului comunei Tamaș, compartimentul financiar contabil, taxe și impozite, instituția prefectului județul Bacău și va fi adusă la cunoștință publică conform legii. Da, cine se scrie la cuvânt? Domnul Toma. Altcineva? Da. Și domnul Ceasă. Aveți cuvântul, domnul Toma. Cu îngăduința Consiliului Local, aș invita pe doamna Niculina să ne dea explicații cu privire la faptul că execuția bugetară, trimestrială, trebuie prezentată în luna următoare a încheierii execuției bugetare. Deci noi vorbim de 30 iunie, noi suntem mâine cu este octombrie, noi suntem la al treilea trimestru. Trebuie să înțelegem că execuția bugetară nu este altceva decât un raport în fața consilierilor, adică primăria, prin aparatul de specialitate, vine în fața consilierilor și justifică cheltuielile. Deci, efectiv, legiuitorul nu-i lasă mai mult de 3 luni să cheltuie banii publici. Și la... aici aș întreba pe domnul primar, dacă permiteți, aș întreba... subțin la venituri din prestări și servicii. Am văzut că prevederi bugetare la 30.06.2022 erau prevăzute 3.000 de lei, dar încasări realizate tot la 30.06.2022, zero. Domnul primar, spuneți-mi și nouă, buldozerul prestează servicii, unde este trecut buldozerul care prestează servicii prin comună? În buzunarul cui se duc banii respectivi? Bugetul local. Se duc în buzunarul bugetul local, să vină doamna responsabilă și poate ne iluminează și pe noi și să ne spună, sau cel puțin în proiectul respectiv, trebuiau depuse documentele. Iarăși mă adresez domnul secretar. Domnul secretar, dumneavoastră aveți obligații legale să vă asigurați că proiectele respective, pentru că sunt contrasemnați pentru ele, inclusiv domnul președinte de ședință contrasemnează la final, dumneavoastră trebuie să vă asigurați că se respectă cadrul legal. Mulțumesc! Da, 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 da. Dacă permiteți, vă informez eu, doamna contabilă, bună ziua, sărbunie, domnul Fecul. Avem o anumită sincop cu privire la deliberarea față de proiectul 54. O primă întrebare aș dori să știu, pentru că am mai discutat de la tot subiectul și consider că dumneavoastră sunteți o persoană de bună credință și luați act de ceea ce vă recomandă membrii comisiilor și consilierii locali. Interes că cu câteva ședințe urmă, eu v-am solicitat ca în momentul când se încheie execuția bugetară, dumneavoastră veniți în următoarea lună, așa cum obligă legea. Adică la 30 iunie, dumneavoastră trebuia să veniți cel mult în iulie. Trebuia să veniți cu proiectul respectiv. Deci trebuie să înțelegeți că proiectul respectiv sau execuția bugetară este o dare de seamă în fața Consiliului pentru o justificare prin care dumneavoastră ne arătați cum s-au cheltuit banii publici. Legiuitorul nu lasă mai mult de 3 luni să se cheltuie banii publici fără să știe Consiliul Local. Mă înțelegeți? Pe luna iulie, din câte mi-aduc eu aminte, deci a avut loc ședința de Consiliu Local, doar cu simplu proiect de hotărâre, nu mai multe. Nici nu era secretar, era un fapt unde funcții publice. Exact, dar a fost ședință dacă a fost secretar cu anul. Nu știu, atunci nu știu ce trebuie să fac. A fost ședință? Păi nu a fost ședință. Nu a fost ședință? Păi nu a fost ședință, că a venit domnul Liviu. Da, dar a fost pe repede înainte. Adică dumneavoastră ați venit cu o propunere de proiect de hotărâre de Consiliu Local. Deci eu nu am avut timpul acesta. Inițiatorul, doamna contabilă, nu, doamne, greșeală era totală. Inițierea a fost făcută în final de domnul, pentru că dumneavoastră n-a înțeles legea, că ședințele ordinare sunt obligatorii, cel puțin una. Inclusiv dumneavoastră a discutat și, ca drept dovadă, v-ați înscris și dumneavoastră faptul că, într-adevăr, ședințele ordinare sunt obligatorii. Ca drept dovadă, în ziua respectivă, când noi am venit aici, a avut loc o ședință ordinară, doamna Niculina. A fost ordinar sau extraordinar? Nu, a fost ordinar. A fost ordinar. În cazul în care s-au înlocuit documente, iarăși, vedeți-mă,
documentele se aduc și în final le adresăm instituțiilor. Deci să nu posesionăm în faza în care producem documente. Deci, faptul că noastră vă sustrageți unui răspuns, eu v-am pus o întrebare punctuală. De ce nu ați venit pe execuția bugetară în iulie sau în august? Uitați, în august. De ce n-ați venit în august? Deci, în luna august, împreună cu domnul primar, noi am pus pe tapet, inclusiv acest proiect. Eu am fost în concediu plecată, ordinea de zi a fost stabilită și în momentul în care am propus domnul primar suplimentarea ordinei de zi cu acest proiect, era tardiv. Domnul secretar, fiind nou angajat pe funcție, nu a avut timpul necesar să studieze proiectul de hotărâre. Și atunci asta e. Sunt niște justificări pe care vi le-am prezentat. Asta e. Adică nu a fost rea voință. Am înțeles. Mulțumesc. Nu, nu, am înțeles foarte bine, domnul Tomar. Doar că a fost o situație delicată. Dar nimeni este fundamental. Faptul că nu avem acces la documente, nu putem lua o decizie legală. Adică, cum vă să fie succesul înțeles, dar eu nu știu despre ce este vorba. Și asta e valabil pentru fiecare consiliu. Deci, din moment ce există un buget local aprobat, există rectificări de buget aprobate, înseamnă că dumneavoastră aprobați. Restul este atributul domnului primar execuția. Ia să ia aprobat despre dumneavoastră. Spuneți-i că are obligații legale de asta în casa noastră. Nu, lasă-mi vorbea să vorbea să vorbea. Ia să-mi chemată. La al doilea cum mai e o neclaritate. Vă ascult, sincer. Păi la referitor la venituri din prestări, servicii și alte activități. De ce nu? Deci veniturile din Buldo, de unde se duc? Am văzut că prestează din comună, se aude alarma tot timpul. Zero, zero, urmează combustibil, cotă de combustibil. Spuneți-ne toate laturile astea. Cum funcționează cu venituri din prestări de servicii? Codul e dictator. Zero, zero, doi. Eu nu mai știu. La care e indicator? 32-3-302. La numărul 7. 7. Deci, de vedere. Deci, având în vedere faptul că la acest indicator de venit, având în vedere că anul trecut au fost realizate venituri, conform legii 273, suntem obligați ca în proiectul de hotărâre de buget local inițial să ne raportăm la veniturile realizate în anul precedent. Așa, s-a înțeles și și la 3006 nu s-au realizat venituri. Păi și unde se duc banii atât de la sfârșitul? Am înțeles că prestează prin comună, pe la diferite curți, se consumă, s-a stricat, avem cheltuieli de piese, pe tot felul de chestii, deci nu ați putut să înțelegeți că folosirea bunului public în interes propriu este infracțiune asimilată. Dar nu, dați un pic, deci sumele în casă, există altă persoană care adresează această acolo e vizionă diferite. Adică eu prezint structura contului de execuție pe cele două secțiuni funcționale și de dezvoltare, dar fiecare dintre ele are partea de vânt și partea de cheltuială. Adică unde pot să vă răspund cu mare drag, unde ne informăm și vă prezentăm de la urmă. Bursul, cu ce se ia, nu ce cont să duc, unde se duc? V-am spus. A, nu știți. La 8, nu știu exact când. Deci ține de taxe de moștenire, taxe de liberări. Intră și în 36.02 la indicator, cu diverse venituri. Deci, ele se regăsesc în structura acestor indicatori, dar dacă vreți în clar, o chemăm pe doamna care este la impozit și taxe și o să spun unde să duc. Eu zic la 36, din câte știu eu. Dumneavoastră m-ați întrebat la 33.02. La 8 nu are cum. Eu zic că cel mai bine și cel mai corect, să înainte de a da un răspuns, eu consider că este necesar să mă informez. Și atâta timp cât eu sunt doar la partea de cheltuieli precontabilitate, la indicatorul respectiv unde se colectează această sumă, trebuie să vorbesc cu doamna de la impozite și taxe. Nu este corect așa? Să vă prezint, să vă dau un răspuns greșit și după aia să mă reproșez că nu v-ați spus corect? Bun, eu o să fac o adresă din partea grupului politic PNL. Noi o să facem adresă și prezentăm domnul secretar, prin care o să solicităm documentele respective. Da, mulțumesc frumos. Da, da, mulțumesc și eu. Doamna Contar, ar trebui să mai stați un pic, mai proiectul s-a dat o sfinie voie a cu ce?
Pe tot ceva, dar știți, până când s-a cumplit două bine. Doamne, pe cineva care îi scrie. Suprina vă, cine pentru proiectul ăsta? Se abține cineva? Hai să fie cuvântul domnul primar cu numărul 55. Proiectul de hotărâre numărul 55 din 29-2022, privind aprobarea de rectificării bugetului local și a listei obiectivelor de investiții ale primăriei Tamaș în trimestrul al 3-lea și 4-lea al anului 2022. Pardon. Articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetului local și a listei obiectivelor de investiții ale primăriei Tamaș în trimestrul 3 și 4 al anului 2022. Articolul 2. Prezentă hotărâre va fi comunicată primarul comunei Tamaș, compartimentul financiar contabil, taxe și impozite, instituția prefectului județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică conform legii. Da, domnul. Acele noastre mai scrie la cuvânt? Nu, domnul. Spune, domnul. În primul rând, ar vrea să informez pe domnul secretar. La, nu știu cine a formulat documentul respectiv, dar documentul respectiv iarăși creează o dificultate de înțelegere. Aprobarea rectificării bugetului local și a listei obiectivelor de investiții ale primăriei Tamaș. Domnul secretar, în instituția statului român nu există primăria Tamaș, există doar UAT Tamaș. Deci UAT Tamaș include și Consiliul Local, pentru că dacă primăria Tamaș face investiții, înseamnă că o face iarăși în interes propriu și o face în modul propriu, ci interesele UAT, a Unității Administrative Teritoriale Tamaș, în care este înglobat inclusiv Consiliul Local, că și noi suntem autoritate publică. Deci, în documentele oficiale, legea 24/2000, ținând de normele de tehnică legislativă, ne obligă să întocmim documentele administrative cu respectarea cadrului legal. Aș mai avea o anumită problemă de adăugat. La articolul 51.02, avem 0,5, îmi cer scuze, carburanți și lubrifianți se diminuează cu suma de 30.000 de lei. Dacă îmi permite doamna Nicolina, pentru că dumneavoastră este de specialitate și... Nu, dar domnul Tomaș, dar domnul este domeniul de colega mea. Dar mă gândesc că poate aveți informații adiționale și putem cumva să descoperim despre ce este vorba. Deci materiale și presuri de servicii, locuințe, servicii și dezvoltare publică, sub capitolul 70. Pentru că nu reiese, din documentul respectiv, nu reiese, într-adevăr, să iau sumele astea, dar nu reiese unde sunt plasate sumele respective. Dacă dați voi, domnul Tomaș, deci, la partea de cheltuieli, în trimestrul 3 au luat următoare transferul și avem un roman, se transferă în trimestrul 3 în cadrul capitolului, și avem aceste articole bugetare. Se diminuează cu suma de 8.000 de lei, se diminuează la 20.0103, la 20.0108, 20.0130, toate însumate, înseamnă 8500, deci la aceste articole, se diminuează și se virează la capitolul 51.02, la autorități publice, la alte articole bugetare. Adică nu este clar? Nu, nu mă pricăi, trebuie să văd unde e, unde este 51. Deci la unul roman se transferă, este vorbit. Unde se transferă? Total sume diminuate de 80.000 se virează la capitolul 51.02 și se detaliază la articolul 20.10.05. Nu, spuneți-mi la roman. Ați spus că e la roman. Deci am zis că se ia de la unul roman și se transferă. Tot în cadrul unul roman. Deci, se diminuează la aceste articole și se virează la 80.000 de lei, aproape 1.000.000 și se... Păi se virează la faptul 51.02, 30.000. Deci, înțeleg că autorități publice și acțiuni externe se virează la carburanți sau de la carburanți. Deci, acest total
și înțeleg că se virează 30.000 de lei pentru carburanți. Da. Pentru că asta era cheia. Da. Deci eu întreb, public, în pleniu Consiliului Local Tamaș. Deci noi avem, cât a fost bugetul la carburant de s-a cheltuit, cât a fost până acum? Suma care deja s-a cheltuit, pentru că noi acum, între 30.000 de lei, adică 300 de milioane din bani. Contractul de produse, cred că este în urmă de 30 și ceva de mii de lei. Deci se distribuie și pe cote de combustibil către angajați și către alte persoane? Nu. Nu se distribuie. Dar cine consumă cantitatea asta imensă de combustibil? Deci este vorba de autoturismul care este în dotarea primăriei și cele 2000 produse care sunt. Deci, în weekend, domnul primar consumă carburanții în consumul local? Nu. Deci, ia facturi separat? Nu, se alimentează separat. Separat. Cum se alimentează? Deci, suma respectivă, nu am weekend. Deci, suma respectivă, vreau să spuneți că 300 de milioane noi acum consumul local, vom da din nou pe carburanți, pentru că s-a cheltuit suma care era deja aprobată între alată. Domnul Toma, dacă îmi permiteți, la începutul anului a fost estimată această sumă, având în vedere că prețul în sume, ca să înțeleagă. Păi domnule, n-avem pregătit cu sumă pentru că nu știam că puneți întrebarea. Dacă dați voi, chemăm la achiziții doamna să ne spună care e valoarea contractului pentru 2022. Pe aș vrea cu mare plăcere, domnul președinte. Nu mai implicat când dați voi, domnul președinte. Să nu vrea să vă dăm contract. Așa e. Având în vedere inflația, domnul Toma, există inflație. Asta o știe toată lumea, nu? Deci prețul la carburant a crescut. Nu ține și mie, nu ține și de dumneavoastră, nu ține de nimeni. Asta, asta este conjunctura. Bun, prețul la carburant a crescut. Automat ne-a mai încadrat în valoarea, în limita maximă a contractului. Și este necesar să se achiziționa. Și cine consumă carburanți, cantitatea asta? Cine o consumă? Am spus mai devreme. Deci cele 2000 produse consumă cantitatea asta? Și cele 2000 produse și autoturismul. Nu este pe bun. Și bun. Deci unul consumă de la social, da. Știți că am dat o hotărâre de Consiliul Local pe care iau o sumă de la social. Deci vreau să susțineți că dimineața pe o pulsă interșcolară, cele 2000 produse consumă bugetul care deja a fost cheltuit, mă înțelege, nu știu care, 40.000, 50.000, 1 miliard, încă 300 de milioane de acum acolo. Domnul Toma, este valoare estimată până la sfârșitul anului, că poate să fie atât sau mai puțin? Clar, dar e nevoie de bani. Este nevoie să luăm în calcul, astfel încât să acoperim necesarul care este, de care este nevoie. Da, da. Da, în începutul anului a fost prins în bugetul local, deci fiecare microbus și fiecare autoturism are o cotă aparte. Nu avem voie să depășim cota aia. Vine de 100 de litri la autoturism și la microbus e, cred, de 200 de litri. S-au socotit la anul trecut, pentru când s-a făcut bugetul, s-au socotit o sumă de bani. Dar s-au luat în calcul 5-60 de lei la anul februarie. Acum s-au ajuns la 9 lei, bicicleta nouă. Da, pentru să știți că faceți n-ar putea bicicleta. S-au făcut cu 9 lei. Nu s-au prevăzut. Acum completăm. Nu zicem să cheltuie 30.000. S-au luat o sumă și ce rămâne să spui? Nu trebuie de mii. Atâta s-a rămâne de mii. Asta nu trebuie de mii. Suma deja s-a trecut o sumă mare. Ce-am petrecut? S-a sfântit la 5 lei, 67 lei, câte 6 lei, câte era la început anul. Am avisat cum s-a trecut la 10. Deci șoferii nu folosesc în interesul propriu lui comunitate? Nu, cum să folosesc? Sigur. Foarte sigur. Gata, ai supărit la votul, hai că s-o discută prea mult. Să o vrei și la, ești un interlocutor, nu ai spune. Orice consiliuri are de la... Deci o întrebare, ca să zic, dacă s-o discutat de vis-a-vis combustibil și de asta. Deci normal, din propuse de două, autoturismul sau cine ar trebui să facă foi de parcurs. Dar să facă foi de parcurs. Și alea când vin din curtea de conturi, dar nu e nici acum și să justific, ca să înțelegă. Hai să mergem la proiectul numărul 56. Mulțumim frumos, doamna Pătrară.
Proiect de hotărâre numărul 56 din 20.09.2022. Domnul președinte, aici respectul nu este pe ordine. Lasă-l, domnule, să vorbească primarul. Privind cuvântul primar. Ascultă-mi. Privind aprobarea cheltuielilor necesare funcționării, ansamblul folclorului Tămășarca, aflat în subordinea Consiliului Local al Comunei Tămaș, județul Bacău. Articolul 1. Se aprobă cheltuielile necesare funcționării ansamblului folclorului Tămășarca, aflată sub ordinea Consiliului Local al Comunei Tămaș, județul Bacău, din 1 al 10-a 31-a 12-a 2022, de pe 1 până pe 31-a. Articolul 2. Prezentă hotărâri va fi comunicată primarul Comunei Tămaș, compartimentul financiar, contabilitate și impozite, compartimentul achiziții publice și instituției prefectului județului Bacău și va fi adusă cunoștință și va fi adusă la cunoștință publică conform legii. Dacă, eu cred că singurile instituții care... Cine se mai scrie la doar vreau să fac, subliniez ceva, cred că singura instituție de a verifica legalitatea documentelor, la final, este instituția prefectului și cred că dacă ceva e legal, ne-ar întoarce documentația. Deci Consiliul Local trebuie să mai există. În afară de domnul Toma, ce se mai scrie? Legalitate. Domnul Apostandaț, i-a zis consultativ. Am înțeles. Când aveți capacitate, nu sunt jurist, nu sunt de voastră cine are și cine și nu are. Lasă primar, dar nu aici un domn secretar de ședință. Da. Deci, când dăm doar un secretar, numai asta nu aveți nicio treabă în, eu știu, în votul proiectului. Nu, nu, ai intrat în subiect. Nu, dar trebuie să-i dau replica acestui domn, că observ că... Consiliul local, dar are de atâta bani, atât. Păi să spun, domnul secretar, nu are treabă cine îți bată banii. Asta e, domnul secretar, mi-e fi legalitatea documentată. Cu privire la proiectul 56, cu privire la proiectul 56, domnul Cadinski, am urmărit la dumneavoastră, dacă vreți să o invitați de nou pe doamna Niculina, pentru că, într-adevăr, avem o sincopă cu privire la proiectul respectiv. Dacă nu ne poate să facem mai mult. Nu, ușor. Încercați ce... Păi lasă pe domnul primar să vă rog. Păi te așa vă doamna Niculina, spun asta pentru că la raportul Curții de Conturi, la penultimul, eu am să-i aduc doamne, pentru că am înțeles că nu i-l-a pus la dispoziție domnului secretar. Deci trebuie să se înțeleagă faptul că domnul secretar muncește în lipsă de documente, nu este vina dumneavoastră, ci ține de cei care au în atestație și la arhivă documentele respective. În raportul Curții de Conturi, domnul Vladinski, dumneavoastră puteți să vă aduceți aminte că Curtea de Conturi va lua forțat încă o dată suma respectivă pe care dumneavoastră încercați să o mai scoateți o dată de la buget. Vorbim de 43.000 de RON care au fost aprobați în perioada doamnei Veronica Tonțu și Curtea de Conturi v-a spus că ați încălcat legea. Eu am încălcat legea? Nu, nu, cine a încălcat-o? Nu, îi spun că banii respectivi au fost recuperați. La data respectivă. Dumneavoastră vreți încă o dată să expuneți Consiliul Local, să ajungem din nou la Curtea de Conturi, să ajungem la parchet, să dezbatem subiectul, să vedem cum recuperăm aproape jumătate de miliard? Există așa ceva? Da, este raportul Curții de Conturi. În acest motiv am încercat să vină doamna Niculina și să aducă raportul Curții de Conturi și să ne iluminăm cu toți, să vedem ce a inventerat acolo Curtea de Conturi, atunci când a mai fost alocată suma respectivă. Deci, nu, lăsați-mă să termin ideea. Pe legea 350, bani de la bugetul local, de bună credință, vom face un proiect. Sunt anumiți consilieri care chiar lucrează un proiect de tipul ăsta. Dar pe lege, dumneavoastră, dacă vreți să scoateți bani de la buget, pe legea 350, bani se scoate de la buget pe două lucruri. Pe bunuri și servicii. Deci noi nu putem aproba, nu putem finanța lucruri care nu țin de bunuri și servicii. În cazul în care dumneavoastră vă irijați pe poziția de coregraf, dumneavoastră trebuie, după ce vom face proiectul respectiv și vom modifica statutul care ține de ansamblul respectiv, care să permită, pentru că statutul de astăzi nu permite ca să existe ore subvenționate de Consiliul Local, adică de coregraf sau nu știu ce mai permite acolo încă ceva. Altceva nu permite. Deci dumneavoastră, dacă vreți să fiți coregraful grupului,
pe lege, faceți un proiect, îl prezentați odată cu proiectul respectiv care va fi adoptat la o ședință ulterioară și dumneavoastră în proiectul respectiv menționați ce tip de servicii prestați Consiliului Local. Dumneavoastră prestați Consiliului Local. Mă înțelegeți? În calitate de coregraf, în cazul în care îndeplinesc condițiile de lege. Și subvenționarea de 10% cine o supără? Pe legea 250 de servicii cu finanțare de 10%, dar trebuie cu bani de acasă ca să... Nu! Acolo, foarte bine ați cântat, acolo noi ar trebui să fim mereu în contact. Orice administrație publică mereu în relație cu ONG-uri. Faptul că noi nu avem o relație cu ONG-uri și pe această cale, chiar rog pe domnul secretar să facem în așa manieră, să existe o activitate, ar fi trebuit din cadrul aparatului de specialitate, să existe o relație cu ONG-uri. ONG-uri, am văzut, chiar am verificat pe internet ce spune dumneavoastră acum și chiar sunt ONG-uri care ar vrea să se implice, să sponsorizeze. Mă înțelegeți? Dar pe lege. Deci, în afara legii 350, ONG-uri, firme, gândiți-vă că dumneavoastră, pe hol, și cred că sunteți un om de bună credință, așa cum și eu sunt, pe hol mi-a spus că doamna Niculina v-a reproșat că pe legea 350 nu se poate scoate bani de la buget. Ca drept dovadă, au trebuit să dea bani înapoi. Deci, dumneavoastră, a spus că a fost la dânsa de atâtea ori și v-a spus că este nelegal. De ce acum ați venit cu un document, deci cum e de râs? Râdeți de oamenii comunei Tamaș și puneți pe drumul oameni nevinovați care nu sunt informați, ei sunt de bună credință. Ei chiar vor să participe și noi cu toții vrem ca să participe copiilor, oamenii, doamnele, domnii din comuna Tamaș, dar în conformitate cu prevederile legale. Noi nu putem, credeți-mă, eu niciodată nu mi-aș pune semnătura pe un document care nu întrunește condițiile de lege. Eu mă adresez domnului Infladinski. Dați voie să răspund. Domnul președinte, trebuie să vă răspundeți la dumneavoastră. Vrea domnul primar două cuvinte și da, terminat. La divers să discutați problema. Ideea e că când au fost puteri de conturi, era atunci nebunia aia cu dăm afară, intru eu primar, eram primar interimar, am fost dat afară, chiar în timpul când era curtea de conturi în control, domnul Ceasăr era prezent primar interimar atunci. Știm foarte bine ce v-a zis în curtea de conturi, verbal, nu? Scris nu a lăsat nimic, domnul Toma. Exact. Pentru că nu este, nu e ilegal, e ilegal pentru că doamna primar, doar atât a justificat că trebuie în detaliu. Toate, vă rog frumos, lăsați-mă să termin. Eu am raportat aici. Lăsați-mă să termin. Toate aceste servicii pot să le facă Vlad. Vlad, într-adevăr, se implică pentru că are o relație cu copiii și o vechime în doare, dar toate serviciile de coordonare artistică, de realizări materiale artistice și toate astea, le luăm de pesica. Doar transparență. Nu facem cu nimeni, nu prea, nu mai interesează nimeni. Dar lăsați-o că... Da, domnul Ionat, lăsați-o. V-am lăsat astea, da? Acum, dacă nu dați voi să vorbesc, da? Iar nu știu de fapt acasă, după că numai dumneavoastră vorbiți. Toate aceste servicii se vor lua de pesica. Sper că știți ce. Dar se pesica, s-a înțeles. Da, exact. Nu scrie aici că să facă Vlad prestări servicii. Dacă permiteți. Doar voluntar. În ultimul raport al Curții de Conturi, vreau să vă referiți la el. Nu în raportul Curții de Conturi ultimul, ci în penultimul. În penultimul, domnul Tatiescu știe foarte bine, vorbim 2017-2018, în care banii respectivi au mai fost alocați odată 43.000 și atunci, și Curtea de Conturi nu în raportul acesta. Pentru că observă dumneavoastră interveniți și spuneți chestii pe din afară. Raportul ăsta spune cu totul altceva. Dar acesta l-am adus ca să ne consultăm cu domnul secretar. Din respect pentru domnul secretar, că nu are acces la documente, inclusiv dumneavoastră trebuie să-și însușească. Și dumneavoastră ați observat abaterile și toate sumele luate de la bugetul local pe ferii ilicite. M-ați uitat care a fost ăsta? Dar nu știu nimeni. Dar vreau să completez pentru că, sincer că zic, eu chiar țin la acest ansamblu, chiar iubesc la ansamblu. Și văd că mi se pun pe ei. Mi se pun pe ei. Mi se pun pe ei. Dar vreau să discutăm, dacă suntem la punctul ăsta, de ce să zic? Acel curte, a zis că din 2017, nu mă interesează ce din 2017, 2015, 2010. Pe mine mă interesează ultima oară când a venit Curtea de Conturi, ce mi-a lăsat și ce mi-a zis când am fost eu prezent și după aia am înțeles că nu știu foarte bine ce am discutat cu domnul de la Curtea de Conturi. Și cred că am făcut cum mi s-a zis. Și domnul secretar la fel. Dau cuvântul domnul secretar. Și eu, din toamnă, 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 din to
cele mai discuții, cele mai prinse discuții despre imaginea acestui ansamblu. Și, domnule, hai să formulăm o opinie juridică. Deci, un jurist, că sunt și informații juridice, dacă ce ne spune secretar, un jurist, cum trebuie, formulează opinii juridice care vine în sprijinul hotărârilor cea dispoziție care le dă primarul și în sprijinul hotărârilor Consiliului Local. Deci, dumneavoastră, ca și consilier local, puteți solicita consilierul juridic, care acum nu este încadrat, dar puteți veni și la mine să formulez opinii juridice pentru că sunt de meserie, așa, și dacă am timp, special, foarte prins în perioada asta de început, dar îmi găsesc, așa, putem formula opinii juridice în legătură cu aspecte juridice luarea la hotărâri. Ca să evităm aceste discuții din multe ori, 90%, 95%, fără niciun rost. Adică discutăm aici și când plecăm de aici, plecăm mai zăpăciți decât cum am intrat. Și o chestie foarte... Nu e folosul nimic la mine, nici a primării, nici a consiliului local, nici a localității. De asta am studiat iar 3 zile asta, n-am făcut nimic și am studiat, zic că toate variantele legale legate de această tămășancă. Și de la tămășanca și statutul juridic al Asociației Zestre Băcăoan, care are colaborare cu tămășanca. Da. Și ați văzut următoarea concluzie. Acum ce spun eu, nu spun din punctul de vedere nici al unui grup de aici, nici al unui ansamblu, nici al unui o opinie juridică a unui specialist, cum mă consider eu. Dacă cineva crede care este aici, poate fi mai specialist ca mine sau cel mai mult la chestia asta, ascult o părere avizată. Deci nu zic că am eu dreptate, dar 99% am studiat foarte bine și vă dau, cum să spun, vă dau aceste explicații ca să vă lămuriți dumneavoastră să puteți vota în cunoștință de cauză. Bun. S-a discutat aici despre această curte de conturi care a lăsat. N-am văzut, am cerut la doamne economist, nu mi-a arătat niciun document prin care arată scris că e probleme cu curtea de conturi. E posibil să fie ceva, pentru că am citit achizițiile făcute în trecut și eu vă spun sincer că nu aș fi avut și ceva de comentat la ele, la modul care au fost făcute. Deci la modul care au fost făcute. Bun. Acum, există trei variante de lucruri pe care le-am depistat. Ar fi legea 350, pe care vorbesc cu domnul Toma, și ar mai fi și ordonanța de urgență 118/2006 referitoare la așezămintele culturale. Acum, și a treia variantă ar fi ca noi să facem o simplă achiziții de servicii, de coreografii, dansuri și papuși și ce mai trebuie la copii ăștia, achiziții cum să facem și cum cumpărăm și pixuri, cum cumpărăm și benzină, prin legea dinților publici și prin normele de aplicare 395/2006 și nimeni nu poate să vină, dacă sunt făcute conform legii achizițiilor publici, nimeni nu poate să vină să conteste acest lucru. Asta este bine, nu nimic. Bun. Acum, luăm legea 350 și arătăm că, dacă ne uităm la ea, pare cea mai ok, cea mai interesantă și cea mai corectă ar fi, dacă la prima citire. Dar, analizând această lege și interpretând articolele din cuprinsul ei, ne dăm seama că nu prea se potrivește la cea metodă. Această lege se referă la o ipotetică situație. De exemplu, ce prevede legea? Cam prin luna noiembrie, când se proiectează bugetul comunei, primarul, primul cu specialiști comuni, zice, doamne, noi la anul vrem să plătim, să finanțăm 7 activități culturale în zona noastră, referitoare la. Dar nu vorba de tămășanca aici. Deci asta avem bani pentru 7 activități, să ne dăm, să zicem, 100.000 de lei de fiecare. Bun, avem bani. Face propunere de buget, așteptăm aprobarea bugetului național și după care se aprobă și la un moment, așa e treaba, așa, se dă anunț public, site-ul primării și pe alte chestii, prin care anunțăm că avem acești bani, avem 500.000 pentru 5 proiecte culturale și așteptăm ca organizații de non-profit, care au acest obiect de activitate prin care noi finanțăm treburile astea, să vină să depună într-un termen de proiecte. Deci este foarte interesant și foarte legal și foarte frumoasă. Bun. Aceștia vin de bun proiecte, dar noi când dăm anunțul noi ca primării, trebuie să angajăm o comisie de specialiști pentru activități culturale. Nu avem oameni specialiști, nu zic că în pictură, în de-astea. Deci, ca să facă anunțul ăsta, să stabilim comisii de evaluare de astea, trebuie să plătim o căruță de bani la specialiști care să vină să lucreze pentru chestiile astea. Bun, în momentul în care se depun proiecte din afară, din asociație non-profit, așa scrie în lege, așa, facem o altă comisie prin care stabilim cui dăm bani în funcție de criteriile care le-am avut, să fac conta, să fac nu știu ce, și să trebuie bani la aceste asociații non-profit. Marea problemă că tămășanca care este la noi nu este constituită
unii din asociații non-profit, nici ca partener, nici ca SRL, nici da, niciun. Da, da. Ea figurează ca o anexă a Consiliului Local. Deci Consiliul Local, cum știu că a votat această înființare acestui ansamblu în subordinea acestei. Conform legii, Consiliul Local, adică dumneavoastră, sunteți obligați să găsiți modalitate legală ca să existe acesta, adică finanțare. Deci sunteți obligați, nu trebuie nimeni dacă vrei. E adevărat, se presupune că veți găsi calea legală. Care legală. De asta am citit treaba să vină sprijinul dumneavoastră ca să elimine și discuții total inutile. Bun. Deci apare această problemă că nu suntem constituiți ca asociație non-profit și practic noi nu putem participa să mă întrebați primării cu Tămășanca cu proiectele venite din afară, pentru că este ca o apendice a Consiliului Local această Tămășanca. Deci nu e ceva din afară. Bun. De asemenea, în lege mai prevede că proiectele depuse aceste asociații non-profit care vin de la afară să vină cu 10% sponsorizare, să aibă acești bani. Păi noi ce facem? Noi nu ne punem. Adică ar trebui ca tot noi, Consiliul Local, sau dumneavoastră, să aveți acele 10% și puneți lângă aia mulți ăștia care sponsorizăm. Adică o chestie, așa uitați, ca să nu explică, că să terminăm total invers. Deci la prima vedere pare ok, dar ne dăm seama că prea nu avem niște chestii și e total invers, pentru un punct de vedere. Bun. Mă scuzați, oleacă, că... Asta e cu 350. Bineînțeles că la 350 prevede legea, ca să nu mai intrăm în detaliu, în Consiliul Administrativ cu președinte, care poate fi primar, dar trebuie contabil, trebuie coordonator, oameni din funcții care se ia bani, încadrați pe ștate de plată. Deci ar trebui să ființăm noi posturi. Gândiți-vă și la chestia asta. Deci cheltuielile sunt foarte mari. Bun. Mergem la chestia cu așezământul cultural, care mi se pare prea ok. Numai că, uitați ce zice așezământul cultural, ordonanța bugetul 118/2006. În articolul 2. Serviciile culturale de utilitate publică trebuie să fie constituite ca, măcar ca asociații non-profit. Deci persoane juridice trebuie să fie și din drept public. Deci ansamblul trebuie să fie profesionist, ca să am cadrat cu vechile case culturale din timpul lui Ceaușescu. E aceeași treabă. Deci ar trebui să ne constituim ca ansamblu profesionist, ca dansatori și cântăreți ăștia, care sunt peste 15 ani, conform codului muncii, face un contract de muncă cu salariul minim măcar, așa, în care pot veni și copii să-i învățe pe lângă ei, dar ar trebui angajați în structura Consiliului Local, în ansamblu, mișta de plată cu salariu. Așa prevede aici. Bun, ceea ce e clar că nu este, că nu suntem nici persoană juridică, nu avem nici bani pentru treaba asta și nu suntem nici de interes public, nu suntem declarați de interes public. Asta a treia variantă prin care am venit cu propunerea în fața dumneavoastră este să facem, de care vorbește domnul Toma, pentru această perioadă de 3 luni care au rămas, pentru că nu s-o finanțat din loc anul ăsta, așa, sunt niște bani alocați, așa, și venim cu solicitare către dumneavoastră să fiți de acord cu alocarea acestor sume în baza legii 98/2016 și a normelor 391 de aplicare a acestei legi de achiziție publică și să face achiziția publică conform legii, achiziție directă, în care putem să achiziționăm conform legii așa, iar pentru o treabă care cântece și cu ei, și mai acolo, chiar la solicitatea de dacă face achiziția, am pretenția eu ca și secretar ca să eliminăm orice discuții, că să spală bani publici și chestii genul ăsta, acele cântece care doresc să le achiziționeze, să dea anunț public, să vede persoane cu drept de autor care le-au compus, să le vândă către noi, dacă există așa ceva și putem să cumpărăm. Iar celelalte chestii care sunt acolo de papuci, haine, ce mai trebuie de completat la copii, iar un coregraf și un dirijor de ăsta, îți pare chestii din bun simț să plătim oamenii. Acum eu pe domnul Vlad, acum de o lună, de când sunt aici. În afara faptului că i-am spus acum cadrul legal, ce prevede și unde să hotărâți cum vreți, eu vă spun că am o stimă deosebită personal pentru băiatul ăsta, când plec la 3:30, rămâne și vine cu copiii seama și băiatul vin de acasă cu tot pe banii. Și îmi mai aștept o goană de buzunar. Deci, asta e ca o paranteză. Dar poziția mea aceasta este trebuie să dați hotărâ așa cum doriți. Am terminat. Mulțumim. Să punem la rotă atunci proiectul. Cine merge? Haideți că nu s-o nu o vin, vorbim de un proiect care nu o vin. Hai să spunem la domnul Toma. Care e clar, Jovicescu? Cine merge? Da. Forțe s-a întâmplat, eu sunt membru. Și consolidarea să vă ajutăm pe ce poate. Sunt ca e membru. Cine merge? Potim. Mâna sus ca să nu mă încăs. Dacă ne spun un patru persoane. Cine se abține? Patru, abține. 1, 2, 3,
împotrivă. Domnul și acum acum. Prezent, nu votez, am votat. Corect, nu s-o auzit. Deci ce să votez dacă nu trebuie apă să votez? Prezent, dar parlament, prezent, nu votez. Aș vrea să nu facem treaba la parlament. Hai să mergem la proiectul numărul 57. Privind aprobarea actului adițional numărul 4, contractul de concesiune numărul 516 din 7-2005, referitor la prelungirea duratei concesiunii spațiului aferent CMI, dr. Lazare Lucica. Articolul 1. Se aprobă actul adițional numărul 4, contractul de concesiune numărul 516 din 7-2005, referitor la prelungirea duratei concesiunii spațiului aferent CMI, dr. Lazare Lucica. În aceste condiții, contractul în aceleași condiții contractuale, până la data de 31.12.2024. Prezentă autorele va fi comunicată cu al comunei Tamaș, compartimentului financiar, contabil, taxe și impozite, doamna dr. Lazare Lucica, instituția prefectului județului Bacău și va fi adusă cunoștință conform legii. Ce este să scrie în acolo? Hai să spunem acolo. Cine este pentru? Da. Mergem mai departe la proiectul numărul 58. Proiectul numărul 58 privind transformarea unui post contractual de execuție în funcție publică de execuție. Articolul 1. Se aprobă transformarea postului contractual de execuție inspector de specialitate clasa 1 grad profesional 2 în funcție publică de execuție de consilier, clasa 1 grad profesional asistent în cadrul compartimentului financiar contabil. Articolul 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului Comunei Tamaș, compartimentul financiar contabil taxe și impozite, instituția prefectului de Bacău și va fi adusă cunoștință conform legii. Este un post care e vacant și o transformăm în conform adresei care v-am prezentat. Ce trebuie să fie nu trece nimeni. Să vă scoate la concurs. Dacă îmi puteți să da. Duc la conștiință că domnul primar de dovadă încă o dată, că e prima însăturat. Au poate nu are ce vorbești. Ca să transforme... O să ajungem în judecată, o să ne judecăm bine. Așa, să merge, să spuneți că în Consiliul Local... Nu, pentru... Așa, așa... Mergeți și spuneți acolo. Noastră aveți niște obligații, mă înțelegeți? Nu veniți și mințiți Consiliul Local cu tot felul de bani verde. Noastră trebuie să știți că transformarea unui post contractual în funcții publice putea să intrați pe site-ul ANFB și vedeați acolo că asta nu se mai poate de la 1.1.2020. Deci, vreau să trebuie să înțelegeți că până în 2020 se puteau face transformările respective. E absurd că noi astăzi, în 2022, venim și discutăm inepții. Grosolănia unui, eu știu, a unui primar care vine, Doamne, și se lamentează că nu este mulțumit din punct de vedere politic cum îi se reproșează față de proiecte pe care inițiază. Dumneavoastră inițiați, sunteți inițiator, aveți obligația de a iniția proiecte în temeiul legal. Faptul că sunteți ofuscat de faptul că eu vă atrag atenția că sunteți pe lângă lege, eu încă o dată vă descalifică chestia asta. Treziți-vă, sunteți primarul unei comunități, încercați să aplicați cadrul legal. Lăsați povești, pozele. Da, da. Mulțumesc. Acum trebuie să se obișnuiesc că am mai transformat un post. Îmi pare rău că am adresa primită de la asta în care ne obligă. Ne cere să transformăm posturile din contractual în partea asta la altă. Îmi pare rău că am adresa la îndemână, nu vă aduceam, dar promit că în ședința următoare să vă aduc adresa în care ne cere chestia asta. Dacă dumneavoastră, dacă domnul Tomaș din 2020, vă arăt că n-am primit acum câteva luni care nici ar trebui să facem chestia președinte. Trebuie să ținem cont că e vorba de statut de funcții. Nu ne face confuzie. E vorba de statut de funcții pe care l-a aprobat Consiliul Local, nu știu când. Vorbim de 41 de poziții. Deci, Consiliul Local ar trebui să se trezească și să facă în așa manieră să revină un proiect de hotărâre pe marginea organigramei și să facem în așa manieră încât să avem un aparat de specialitate de profesioniști și suplu.
Faptul că noi suprapunem, dumneavoastră face referire, dar nu știu, e vorba de gradație, e vorba de tot altceva. Deci, dumneavoastră vrea să transformăm un post care, de fapt, nu există, cu dedicație. Domnul public spun, în cazul care dumneavoastră spuneți că ați mai făcut chestia aceasta și cei de la ANFP au motivat, eu o să solicit domnul secretar, o să fac adresa, o să solicit documentele respective și mă voi adresa pe cale legală. Pentru că, dacă susțineți că cei de la ANFP au făcut o eroare juridică, vom ajunge iarăși pe cale legală să vedem dacă au greșit sau nu. Mulțumesc! Aș dori să spuneți, vă rog. Am 2 ani de zile, că suntem colegi, am fost și consilier, am fost și viceprimar și acum sunt primar. 2 ani de zile în care grupul politic PNL se pronunță că atunci un HCD, un proiect de hotărâre. Nu asta, sunt 2 ani de zile în care ziceți aceeași chestie. Repetați, dați-mi voi să termine, vă rog frumos. 2 ani de zile când vă repetați aceeași placă, aceeași placă că aduceți un proiect. În afară de proiectul ăla de alegerea președintelui de ședință în care ați venit să vă luați bani, alt proiect n-ați adus. Și cu asta am zis. Dacă vă permiteți să repetea la domnul președinte. Domnul primar, nu dați faceți eroare și duceți populația, crede-mă, confuzie totală. Dumneavoastră, trebuie să știți că 5 sau 6 secretari s-au perindat. Gândiți-vă că noi ești un anumit proiecte, am prezentat proiecte respective nici nu au fost pe ordinea de zi, pentru că n-au vrut să le pună, au încălcat legea, din acest motiv unii dintre ei și-au dat demisia și-au plecat. Deci dumneavoastră trebuie să știți că proiecte mereu au fost prezentate. Spuneți-mi ce adresă mi-ați trimis dumneavoastră acasă, că începeți să spuneți lucruri care nu voi. Cu colegii noastre, de lucru, nu spuneți de el, pentru că și-a spus că menția asta, la ce nu e un fost proiectul nostru, nu ați mai venit cu el. Care e proiectul? Unde a dat el lucru, dar ce proiect? Nu aceea prețul dumneavoastră, pe care acum a terminat. La prima naștere. O sumă a venit la prima naștere. A fost liderat cu sumă, uite asta. Și-o rămas să se fie. Domnul Consiliu, nu e inițiat pentru voi, voi inițiați pentru voi. V-ați făcut președintele așa, trebuie să faceți și puneți numele sau nu spuneți că nu trebuie. Informez pe domnul secretar că au fost nenumărate adrese prin care am solicitat documente. Dumneavoastră ați încălcat, nu știu, legea transparenței decizionale. Domnul secretar, să știți că am făcut o sumedenie de adrese, o să revin cu adresele respective. Dumnealui nu a prezentat documentele pe care le-am solicitat pentru a putea lucra pe documentele respective. Deci dumnealui a obstrucționat consiliere locale. Nu, nu, eu v-am făcut documente. Dumnealui a trimis o adresă acasă prin care mă informează că din cauza, eu știu, volumul care are cu oamenii că nu-l ascultă angajații și volumul mare de documente, nu poate avea, pentru că mi-ați încălcat legea, domnule. Dar eu, pentru faptul că ați adus în discuție chestia asta, o să le fac iarăși toată documentația respectivă, o să o prezint la domnul secretar, așa, și vom lucra pe proiecte, domnule. Hai, faci, hai să ne zic la voi. Vreau să mă zic, vreau să mă zic, vreau să mă zic, vreau să mă zic. O opoziție e o opoziție. Da, nu o spune. Hai, uite că l-am comentat cu mine. Hai să supunem la tot. Cine pentru proiectul ăsta? Niciunul? Dar n-am vecit eu la acela. Dar nu e o opinie de zi. Nu mai ai de să bat în poziție. Românul cu oamenii comuna asta. Asta face. Nu știu ce spune la se abține cineva? Este contra? Prezent nu votez eu personal, dar și ca și la altă. Domnul secretar, hai să începem la adresă, domnul Tușu, domnul invitat. Domnul secretar, rog secretar, o scris, menționați-vă procesul verbal în care sunt copile acestea. Pentru că... Domnul, ceva ce mai ce să mai scrie la numai domnul Băgiu? Mulțumesc, domnul. Băgiu, Băgiu,
Băgiu Vasile. Băgiu Vasile. Am crezut că s-au mai schimbat cu ceva, dar vă rog că tot acum am zis și poate și tot de iubirea. Referitor la ceea ce ați discutat dumneavoastră în ședință, ca locuitor al comunii, două observații. Aș avea. Și mai va conveniți în fiecare an sau la 2-3 ani sau cum concesionați dispensarul, doamna doctor și așa mai departe. Luați-l, domnul, la vreo hotărâri, vindiți-l femeii care dreptul să-i operi, ia mâine, păi mâine se pensionează. Tot concesionați, concesionați, ea care autorită nu investește nimic în spațiu, dumneavoastră ca primărie n-aveți bani să băgați în spațiu, să faceți ceva. Eu găsesc de cuvință că este foarte bine să scoateți la vânzare pentru... Nu-l cumpără doamna doctor, îl cumpără un loc. Deci n-ați propus atunci când erați consilier? Nu era atunci. Cum? Da. A doua problemă. De asta suntem aici. Ne-a pus chestia cu costul, cu nu știu ce, cu... Dom'le, dă-ți-o tare cu aia dreaptă, dom'le, numai o polițică din aia se transformă în dragă, țața ea nu știe ce vorba. De afară. Spuneți clar că aveți posibilitatea și că aveți de când s-a angajat. Nu o spuneți pe cine, că vreți ce-i spusul ăsta cu dedicație. Nu spuneți mie, că sunt bătrân, că-s trecut din munte. Spune, da, domnule, vrem să angajăm pe cineva care se repare în bunul ăsta. Deși părerea mea sinceră este că aparatul primăriei este supra-dimensionat și că mai bine de jumătate, dacă nu 90%, nu-și face. Supra-dimensionat, s-a pregătit. Bravo, bravo. Eu i-am atras atenția de mult domnului primar și am spus. Și eu spun și acum în față. Bagă-ți seama, ești tânăr. Nu prea are experiență. Că nu te-o născut mama primară și minim. Pe mine m-a făcut statul inginer, altă treabă. Dar nu te-a făcut mama primară, nu le știi pe și mai să le știi, poți să vii acum 5 legislatori. Dar punii la treabă. Bravo. Unii la treabă iau o căruță de bani, te păcălesc pe la spate, și trebuie să merg de aiurea. Vreți să dau un singur exemplu? Eu vorbesc concret cu ce mă doare. Eu am fost frecat și știți cum se mai zice pe românești, cu pământurile și cu ruinile care le moștenesc de la CRP și mi s-au luat ultimul leu. Între 2010 și 2018 am adunat la nevastă la 800 de milioane am plătit. Impozite, taxe, procesii, rahaturi cu primărie și așa mai departe. Și plătesc și astăzi 60. Plătesc în fiecare an 60 de milioane impozite pe cărămițile alea de la Racova. Sunt oameni în comună și pe aici, de aproape. Nu o zic mai departe. Pentru că serviciul de urbanism nu funcționează când ai om. Și n-ai om ca lume. Sunt oameni în comună care au câte 2-3 case sau clădiri și nu plătesc cu lui. Asta ne spune raportul cu de bună. Sunt oameni în comună care au suprafețe de mai mult decât mi s-a dat titlul de proprietate, mai mult decât scrie în titlul de proprietate, mai mult decât scrie legea și serviciul de cadastru nu-și face datorie. Că mi-am adus aminte din cadastru, dragi consilieri, luați o hotărâre. Eu l-am rugat de mult pe domnul primar. Spuneți-mi și mie, care este situația terenurilor din Tarlale?
32 parțială 533, 33 550, 51. Și vă pot umple capul cu... Sunt suprafețe de peste 2-300 de hectare de teren arabil pe care eu l-am muncit în viața mea și pe care am obținut producții, care sunt lăsate pe roagă sau mai nou, acaparate de niște neaveniți în comună, că nu le pot spune altcumva, neaveniți, care au pus mâna pe ele. Da. Deci dumneavoastră, pentru că deși sunteți venit, nu? Eu am 42 de ani de când sunt venit în comună Tamaș. Mă consider cum așa. Da, da. Deci de 42 de ani n-am plecat, deși am avut posibilități, deși am avut... Eu am fost dat afară din partidul unui primar, în noiembrie 89, deci, pentru că din partea comunistului am fost dat afară, mi s-a propus vot de planul avertisment și s-a votat excluderea mea din partid în noiembrie 89, pentru că n-am vrut să plec inginer cel de coastă la Ștefan cel Mare la Onești. Da, eu pot să confirm, da, așa este. Uite, nu vorbesc ca eu, deci nu sunt un neavenit în tabără. Nu mă consider. Dar consider că este un neavenit cel care a preluat terenurile lucrate de aibat. Și care știm noi cum au fost acaparate de aibat. Nu știu cine. Știu că lucrează cineva la preluat de la aibat. Știu cum a acaparat popa terenurile alea. Pentru că dacă sunt de 40 de ani, dacă e ceva de acolo, sunt. Eu sunt de parte de nu. Dar nu mi-e prenum și o să-i zic pachet. Nu știu. Deci eu am văzut să... Dacă nu știu, nu faci să afirmați. Ba da, deci v-am spus cineva din Bărcescu, a preluat terenurile de la Bărcescu. Eu vă fac sesizare. În același context, terenuri care au fost ale comunei și care au fost lucrate, s-a pierdut terenul de la Cucuieți. Și toată lumea știe că Cucuieți a fost a Tamașului. Și s-a pierdut. Dar întreb eu acum, cu a cui aprobare de la Consiliu, că e averea comunii, cu a cui aprobare se lucrează terenurile de a dealul Drogului, de a curături, Chițigoi, Larga, Aprodu, cu a cui aprobare? Sunt terenurile comunii. Oamenii vin la mine și mă întreabă, domnul inginer, dar dumneavoastră știți că s-au arat în putare loc? Dar dumneavoastră știți că se cultivă la Drogul teren? Cu a cui aprobare? Proprietarii de teren? Scrieți, vă rog, că nu știu despre ce vorbim. Scrieți dumneavoastră. Scrieți dumneavoastră ce vă spun eu. Scrieți dumneavoastră ce vă spun eu. Păi, vreți concret? Eu nu sunt organ de cercetare. Dacă vreți, da, nu duc acasă, mă apuc de scris și le dau la procuratură. Și pe urmă, n-am vrut să termin drept. Dar drept am făcut la viața mea probabil mai mult decât mine. Deci nu mă întoarceți pe mine cu chestii de genul ăsta. Că vreți concret? Da. Nu vreau să fac un rău. Eu tot ceea ce vă spun acum puteam să-l pun pe hârtie și să-l prezint la procuratură. Aveam minte să duc eu? Nu, că n-am terminat și nu facem dialogul aici. Nu v-am întrebat cât ați vorbit deloc. Va din contra, scuzați-mă. Și un loc dumneavoastră aș nota tot. Probabil trebuie să mai... Luați și notați totul, pentru că secretar vă vizează direct. Bun. Deci de terenuri v-am zis. De neaveniții ăștia care vin și fac agricultură, cum îi apucă, mă doare inima că sunt de meserie. Nu vin
Nu se are. Mai terenul de albare. Singur. Eu adus cineva, dar nu vine de el singur. Nu se are terenul de albare. Nu se aduce un buldozer, bă, aia am dat 40 de milioane de m-a dus un buldozer. Eu am făcut drumul de acces și la curături și la drogul la viața mea. Dar nu cu buldozer, nu numai cu buldozer. Am făcut și un șanț de scurgere asta. De aia arată cum arată acum. Și nu mai este acces nici pe drogul, nici pe curături și nici în altă parte. Pentru că aceste drumuri au fost făcute la revizială, hai mai să urcăm, să luăm producția de acolo și să plecăm acasă. Că mă doare inima ca meserie când văd că se duce tractorul la curături și are de alt doar. Dumneavoastră știți ce înseamnă asta pentru teren? O crimă. E crimă. Toate ploile pluviale, tot ce plouă, spală stratul fertil de sol și le aduce la cirică, mă vreau. În 2-3 ani de zile, e terminat tablarea asta. Aș veni în fața dumneavoastră cu o propunere. Luați care grup parlamentar vreți, cum vreți. Aș ține neapărat ca între Consiliu să acorde titlul de acum post-mortem de cetățean de onoare al Comunei, doctorului Constantin Petralu și învățătorului Mindiță Celu. Cei mai în vârstă știu despre cine este vorba. Vă rog să repetați, domnul Constantin Petralu. Da. Petralu, nu Constantin. Petralu. Petralu. Și celălalt? Învățător Mindiță Celu. Învățător, cum ai zis? Mindiță Celu. Și o stradă. De asemenea, aceste două nume să fie acordate și unor străzi din Tamaș. Sunt. Pentru că... Deci nu este. Decât să se cheme strada Ștefan al Doilea, mai bine s-ar chema pe strada. Da, un exemplu. Da. Exemplu dintre astea sunt. De asemenea, cu toate facilitățile care rezultă din acordarea acestor titluri. Absolut toate. Domnul secretar, se poate interesa. Sunt niște facilități, măcar în memoria lor. Și mă gândesc, am văzut la Bălcescu o inițiativă foarte frumoasă, în satul Galului, au înființat o casă memorială a unui preot, doctor, nu mai rețin numele și așa mai departe. Mă gândesc să purtați o discuție, domnul primar, dumneavoastră sau cineva din partea dumneavoastră, cu moștenitorul Petralu, care la ora actuală mai sunt soția lui și fiul care e doctor la București. Și sora. Și sora care e medică în Iași. Mă gândesc să purtați o discuție cu dumneavoastră. Dacă n-ar vrea ca din casa lor bătrânească să o transformați într-o așa zisă casă memorială Constantin Petralu, unde să faceți că nu o să aveți cu ce să o umpleți, că o sticlă Dumnezeu să le ierte. Prea multe amintiri m-au lăsat, eu n-am nicio poză măcar cu el, deși am fost împreună 40 de ani. Și mai menționăm că și taică s-au fost dască. Taică s-au fost dască. Eu mă gândesc că dacă s-ar purta o discuție cu acești moștenitori, acolo s-ar putea face un fel de punct muzeal, o casă din zona Tamașului, specifică, unde s-ar putea duce și toate colecțiile astea care le aveți ascunse pe aici? S-ar putea face o curte cu o căruță, cu o chestie care s-ar putea face, dar numai dacă aveți acordul lor. Bănuiesc că dacă veți lua în considerare și veți emite aceste proiecte de hotărâre, veți chema moștenitorii de drept și la unul și la altul și veți putea. N-am adrese, ca să vă dau adresă în discuția lui Petralu, dar se poate afla foarte repede, ale starei frumoase cu Petralu, se poate afla foarte repede și discuta această problemă. O altă problemă care vreau să o discut de mult, am mai discutat-o cu domnul primar, găsesc că este absolut necesar să luați o hotărâre și să înființați niște rampe de gunoi pentru
materialele de construcție din demolările care se fac în comun. Vedeți ce s-a întâmplat la Rapova, acolo, la mine, la Vale, fostul țarcă la unde se adunau deșeuri din plastic, s-a transformat peste noapte în rampă de gunoi, unde toată lumea și-a dus ciment, a spus ciment și așa mai departe. La ora actuală este foarte ușor de făcut această chestie, pentru că sunt firme care tocmai asta vânează. Deșeuri din materialele de construcție pe care le bagă în concasoare, nu știu ce, și le prelucrează. Plus, și pe mine mă bate gândul castelul odată cu cărămâi zilele de acolo, de la mine din fermă, deci să dărăm acele clădiri care trebuia mai stau în picioare și am nevoie de ridicărat într-un loc sigur. Eu aș putea foarte bine, din cât teren am, să depozitez la mine acolo, dar vă dați seama că aș bloca stația de epurare, dacă am văzut că am depozitat eu 4 lume de stația. Dar eu gândesc că niște rampe de gunoi speciale pentru așa ceva se pot face. Un anunț pus frumos, un om de la primărie, pentru că aveți destui care cred că mi-am dat pe aici degeaba. Da, domnule, am de adus o căruță de moros. Vine frumos la primărie, anunță, domnule, miercuri la ora 4 poți să aduc căruță. Și trimis un om de-al dumneavoastră acolo, o taxă modică de un 5 lei, un 10 lei pe tonă, și făcut ceva. Eu m-am luat legătura cu o firmă dintre astea care preiau deșeurile și să le iei de acolo. Asta zic eu, da. Da, asta e. Dați voi să răspund la... Noi avem un contract cu SOMA, știm foarte bine, unde vine într-o perioadă a lumei în care ridic acele deșeuri. Și am făcut diferite anunțuri unde eu am rugat cetățenii să-mi duc acolo acele deșeuri, molozuri, internet, țiglă, etc. Eu nu știu, că de ce am făcut acolo. Acum mă rog, acele deșeuri. Și o să mai vină. Eu nu știu de chestia asta. Și apropo de chestia asta, domnul primar, vedeți cine vă ține site-ul ăsta în primărie? Păi nu mă pentru colonii și cu mătrii și ce mai este. Dar nu, este site-ul pagina. Pagina, domnule, la vremea mea pagina era asta. Eu sunt din mod de bine. Eu știu limba rusă, nu știu... Păi dacă urmăriți telefonul... Dacă îmi dați voi, dacă urmăriți pagina primării, vă urmăriți pagina oficială a primării. Facebook-ul... Domnule, cu tot urmăresc. Eu n-am văzut să se anunțe din timp când este ședință de Consiliu. Ba da, eu n-am văzut. Pagina... Dacă îmi dați voi, este pagina oficială a primăriei Comunitatea Majorului, pagina de Facebook oficială. E altceva, fiecare ar trebui să facă. Deci eu n-am văzut... Intrați pe primăria ta, pe Google, să vezi primăria ta. Faci așa natură ca să știi când este ședință, care este ordinea de zi, pentru că așa ca mine, mai sunt și altă. Pe pagina oficială, pe primăria ta, mă, și pagina oficială a primăriei, care nu văd când înțelegeți, acolo distribui tot, dispoziții, angajări... Domnule, faceți, nu vă vorbesc, nu. Cum nu știu eu, mai sunt mulți care nu știu. Faceți ca să ajungă la toți. Faceți ca să ajungă la toți. Vedeți, ați început să aveți niște inițiative. Bun, e faptul că băiatul ăsta mă trage în poți să nu mai pot. Și alte chestii din genul ăsta. Dar duceți-le spre oameni. Duceți-le toate astea spre oameni. Nu vă mai certați aici. Duceți-le spre oameni. Ajutați-i pe oameni. Și apropo de chestia asta, v-am rugat, faceți, domnule, un punct ca să fie piață în comuna asta, domnule. Faceți două tarabe și puneți aici, la terenul de sport, duminica, când iese lumea de la biserică. Lucrez la asta, domnule. Lucrați, dar cam mult. Două tarabe, dar când veneți la mine la fermă, cu câte bleme am acolo, îi făceam lumea. Dar nu e vorba de făcut, e a biserică care trebuie obținut. Nu se trebuie niciun avis, tată, să pui două tarabe aici la teren și să vină Vasile Moraru. În afară, dumneavoastră. Stai, la galbenea are un avis. De unde știți că n-am? De unde știți că n-am? Lasă, nu mai fii din partea ta. Lasă, că asta a fost treaba ta când erai bici, puteți să o fac. Dar n-ai văzut. Păi...
Inima doare inima. Inima doare inima când stau acolo la minim unde mă simt extraordinar de bine că sunt singur. Și nu mă aud când începe să urle megafoane prin sat. Castraveți, bine te rog, și aveți. Și producătorii noștri din comună se scoală săraci la ora 2 noaptea, sunt vreo câțiva. Și se duc și se chinuie ca să-i vândă. Domnul, trebuie să-i spui poliție, nu primar, să o oprească. Da, da, da. Na, nu, nu... Nu avem poliție. Are dreptate, că noi când ați fost locul mai să spui la poliție, să-i oprească. Am luat avionul? Gândiți-vă la primar, domnul primar poate să spună poliție, nu știa pe așa. Dar fost, s-au luat măsuri. Ce măsuri? Nu poți să-i dai... Domnule, vă spun un singur lucru. Vă spun un singur lucru, tot din meseria mea. Cum își permite ăla să vină să vândă pui în tamaș? Și lumea să cumpere, fără să aibă aviz de expediție, fără să aibă vaccinări, fără să aibă aprobări. Doamne, știți ce boală poate să face ăla? Ce am zis acum? S-au luat măsuri, dar ce se face? Ce vrei cum e de astea? Toate intrările că trece unul cu mașina? Da, domnul primar, du-te cu prinde, du-te cu poliția, oprește-l, cere certificatul de producător și pune-l ca să-ți plătească taxe pe circulă pe drumul din comun. Să-ți plătească taxe pe circulă pe drumul din comun. Domnul județenic circulă, nu cere taxe pe drumul județenic. Ai și drumul comunal. Asta trebuie să stau zi de zi aici, la intrare în comună, la intrare în satul... Se poate. Se poate. Dacă se poate. Domnul primar, când am fost disciplinar și când vineau, am stat cu tăcuțile, am stat cu săptămâne, i-am prins de tot ce mai liniștit. I-am plăcat. Eu când creșteam cui la fermă la mine acolo, și a început să apară ăștia cu concurența, m-am dus personal la ei și le-am cerut vaccinările și avizul sanitar veterinar. M-am dus odată, m-am dus două și după aia nu mai venit. Eu vă spun. Ce e din comună? Care vă dă voi atunci? Deci se poate, dacă vrei, dacă vrei, au fost toate certificate, au fost date amenzi, n-am zis nu. Dacă vrei, se poate. Poți să vă zic că acum mai trebuie să văd că ce are. Dar nu știu, dar n-am zis să le păzești. Asta mi-a zis, spune. Eu n-am zis să le păzești. Fă-o odată, îi intri, îi și spun. Și zici, băi, nu te mai lua la tamaș, că ăla e al dracu. I-am certat, l-au luat de arestat și au pus în față, la nu știu, ne-au bebe. Și dau un exemplu ce am pățit acum o lună. M-am certat cu ele, am chemat poliție, am luat tot ce a fost de luat de la el, arestat și am prietenit cu ei și l-au pus în față pe mine. Și stăteam ăsta 3-4 zile, parcați la ele. Ca o venină de mafără la arestat. Nu vreau să caună, vreau să vă dau un exemplu ce am pățit eu acum o lună. Măsuri se pot vezi. S-au luat astăzi. Măsuri se pot vezi. Eu nu te vinovățesc. Eu ți-am spus, nu te vinovățesc. Nu ți-am spus că să te duci neapărat în afară. Poți ca să te duci. Poți ca să te duci. Hai ca să o termin, cum mai sunt și alții. Încă un lucru. Vezi cum faci domnul primar cu matale de tinții, cu podețul ăla de la mine, de la fermă, de asfaltul ăsta care s-a turnat. Mai ai 3 camioane de trecut și se dărâmă tot acolo. Vezi și firmul a construit, s-a lăsat maurile, mai e puțin, dar mai trec camioanele a prietenii care îi s-au învățat să vină numai pe acolo. Tot ai rezolvat. Da, ce puteți a fost făcut pe timpul mandatului, domnul viceprimar, o să luăm măsuri. Ce urmează? A trecut și domnul. Da. Sper că am zis vreo câteva care vor interesa, dacă nu vor interesa, dar asta cu terenurile, țin neapărat ca să dați și mie un răspuns. Cu acui aprobare s-o apucat de terenurile astea, deci aprobă 10 hectare sufrate de cineva din Părinția, la drogă nu știu câte hectare sufrate de unul care e din loc din drogă prin Poteni, de astea la alte nu mai zic să știi cine le lucrează. Și apropo, dacă vrei să spun ce... Pentru că se lucrează, nu e bine că se lucrează. Nu e bine să se lucreze așa. Nu e bine să se lucreze așa, pentru că lumea vorbește. Lumea vorbește cu acui aprobare. Vrei să spun ce spune lumea asta? Pentru că mie e indiferent. Mie e indiferent. Eu nu stau și la Bacău și aici și în altă parte. Eu sunt mulțumit, da? Mie lumea asta spune că primăria e condusă de pirată.
Ți-am desfăzut în mașina primăriei de acolo. Și totul interese, totul interese, totul. Nu mi se pare normal dacă domnul primar. Domnul, nu mai bine! Eu la un moment dat am avut vreo 5. Am avut vreo 5 tractoare sau 6, nu știu mai ce mă dictează, și două combini. N-am ocupat o palmă de pământ de acuiva să o lucrez. Deși aveam cu 5. Aveam cu 5. Cum să te duci și să iei 30 de hectare de teren, să le lucrezi nelegal și să nu te intereseze? Dar vine acum să ce sunt niște contracte de arende care se fac, sunt niște... Domnul, băi, treceți la mine, stă de vorbă că îmi strecate. Treceți dumneavoastră la mine, vă invit cu cea mai mare plăcere. Eu după o operație și vedeți că mă sprijin, că nu prea pot să stau. Vă aștept cu cea mai mare plăcere, întrebați, mă găsiți. Sunt multe, sunt multe. Dar vă mulțumesc, chiar. Domnul primar, vreau să vă mulțumesc, dar și-o dată cu contracte de vechi. Treceți mai fiu, Mihala. Am două doamne. Asta am o răspuns. În legătură cu contractele de arene, vreau să am răspuns toate contractele de arene, au fost făcute fostele contracte de arene. Adică, o anterior, un ultimul contract de arene, au fost trecute prin Consiliul Local, cu acordul Consiliul Local a fost aprobat acel pământ. Când? Spuneți, da. Contractele. Care? Are știți cum votați și nu știți cum votați, că adică ați votat să știți. Ați votat fără să știți, să vedeți? Ați votat fără să știți. Dacă ești în ce an? E problema mea, că ați votat. Nu crești în ce an? În ce an? Le-am spus, nu știu în ce an s-au făcut. Dar s-au dat pe 5 ani, s-au dat pe 7 ani, pe 3 ani, pe 5 ani. Pe 3 ani, pe 3 ani, pe 10 ani. Dacă prin curături, prin trigoi, larga, aprobă și ceva, deci există contracte de arendă de toată suprafața, vă dau cuvântul meu de onoare că nu trebuie un leu de la Tamaș. Mâine am plecat din Tamaș, lăsă-l de aici. Vedeți, v-ați mai întrebat la Sijana. Înseamnă că mă fac de rușine. Înseamnă că mă fac de rușine. Înseamnă că mă fac de rușine. Aseară a venit un om la mine la fermă și mi-a spus... Vreau să zic că, așa cum domnul Tom a zis, pare că copilul care plânge, care nu plânge, nu este ajutat. Se pare că s-a mers pe ideea de eu am făcut tot omor. Dacă alte primării și pot anume de primării vecinate merg pe baza legală în ceea ce ați avut în fața asta și se poate în alte primării, la Tamaș nu se mai poate, vreau să lămurim un lucru. Domnul Tom oricum duce în eroare foarte mult în ceea ce spune, pentru că din 2016, când s-a înființat acest ansamblu, când dumneavoastră l-ați înființat, până în 2018, când a fost penultimul raport al Curții de Conturi, s-a făcut contract de colaborare cu PFA. Da? Când a venit Curtea de Conturi și a scris în acel raport, dacă îl citiți, trebuia să răspundeți domnul consilier, asta s-a sugerat să se înființeze o asociație, ca să poată funcționa corect. S-a discutat asta. S-a înființat acea asociație în 2018, a funcționat și la ultimul control al Curții de Conturi, când domnul Ceasă, pentru că era viceprimar sau primar interimar, Curtea de Conturi, domnul Ceasă, puteți confirma că a spus că totul în regulă se poate merge în continuare cum s-a mers din 2018 până în prezent. Acum nu se mai poate. Eu personal vreau să spun că nu aș dori ca copiii din ansamblul folclorii Tămășan ca să sufere din cauza faptului că o mare parte din Consiliu sunt contra mea pentru că am mers în campania electorală cu domnul Matieș. Eu o să, începând să mai viitoare, eu să mă retrag din acest ansamblu, să merg la o mână vecinată unde mi-am propus să ființăm ansamblu. Mai mult de o jumătate o să urmăresc că sunteți fericit. Rămâne la denunția dumneavoastră, că ați zis că vă ocupați în mod dar fost în precedenta ședință de Consiliu, ați spus că vă ocupați de acest ansamblu, să vedem ce o să întâmple. Dar vreau să precedez că jumătate din copiii din Tămășan că vor merge în comuna vecinală și o să funcționeze acolo. Poate vrea domnul Tomas să devină coordonator. Hai, doamna Petrana. Da, eu vă spun, sunt de acum două ori, chiar nu mai știu. Mi s-o șterg din memorie tot ce vreau să spun. Mi-am făcut o idee de circ. Adică, dintre toți consilierii cât sunt aici, în care am un respect deosebit, domnul Toma este singurul care cunoaște toate legile. Deci am să mergem, domnul Toma, când ați să vin și eu la dumneavoastră. Că am încercat într-un timp
timp să vă citesc minunile, așa care... N-am înțeles nimica, nici aici nu înțeleg nimica, poate sunt eu prea retardată sau nu știu cum să spun. Nu cred, dar nu înțeleg nimic ce vreți. Nu înțeleg, deci dintre toți consilierii, cinstilor, că noi v-am ales. Stați și ne ascultați pe nevoi, nu noi pe dumneavoastră. Noi v-am ales. Așa? Pe cine ați ales? Pe cine ați ales? Dar oricum pe dumneavoastră. Așa că dacă... Așa, nu, pe dumneavoastră i-am ales că știu să asculte, dar dumneavoastră nu știți să ascultați. Tu, dumneavoastră, săriți la gâtul omului. Ați spus, de ce să vă spun eu acum dumneavoastră, dar dumneavoastră nu vreți, nu vreți ansamblu, că dacă vă vedeam, când am muncit pentru zilele comune. Știți cât am muncit noi pentru zilele comune? Hai că eu sunt mai bătrână, poate mi-a făcut plăcere. Dar copiii ăia au venit și au stat de dimineață până seara la 8, că Vladu a avut tactica și a avut-o foarte bună. Și ne-au pus pe noi la urmă. Aici este părinților copiii. Exact, bravo. Aici este părinților. Pentru că noi am stat alături de ei. Noi am contribuit cu bani. Timpul nostru. Și am făcut-o copiii. Și știți ce s-au bucurat? Când au venit de Cilat și cu primarul, care a fost cu inițiativa, o hârtiuță, diplomă de onoare. Știți cât s-au bucurat? Poate nu făcea așa de mult o diplomă care o lua la școală. Dar au văzut că au fost apreciați ceea ce au făcut. Dumneavoastră nu vreți. Dumneavoastră sunteți și scopar numai eu. Îmi pare rău că când lucrați la drumul, pe gol, pe la drogul, pe așa, trăți colegi, că dumneavoastră erați cu mama, bineînțeles, nu munceați cu stapa, Eminescu. Și îmi puneam întrebări, care e Eminescu, măi? Că înțeles că scris poezii. Eu pe Eminescu l-am înțeles ca poezii, că mai știu poezii de când eram în liceu. Și acum, dar pe dumneavoastră nu le înțeleg. Și m-am gândit așa, păi, dar vă rog, nu faceți de râs numele de Eminescu. Este prea mult pentru dumneavoastră. Dumneavoastră nu îi vreți. Și eu sunt venit în comuna asta. Ați venit de 22 de ani așa. M-am atașat aici prima dată când... Am avut o mulțumire eu, că am venit de la Bacău și aveam o bibliotecă cu nu știu câte cărți. Știți ce am făcut cu ea? Am donat-o la bibliotecă la primărie. Și atunci așa am avut o bucurie că cineva m-a apreciat. Dar acum pentru ceea ce fac, nu sunt apreciat. Și fac ceea ce îmi place. Și chiar dacă nu vă place dumneavoastră, eu continui. Dar gândiți-vă la copii. Cum faceți pentru copii, adică pentru ăștia mai mari, dar nu știu ce e divin. Și oamenii trebuie să știe, datorită dumneavoastră de existența noastră. Da, datorită dumneavoastră. Noi oricum, acum dacă vă pleacă eu oricum, știți că suntem invitați la zilele Bacău? Nu o să mai fie. Știți? La ce reprezentăm comuna? Pentru ce să vă reprezentăm? Vă bucurați? Nu mai mergem. Dumneavoastră și-ați venit să ne vedeți, mă, toate scenă. Să veniți, că am avut mai mult din mărie. Am avut-o pe doamna Mariana Morală. Să fi venit cu o floare. Femeia aia s-a bucurat. Era apreciată. Nu am fost invitat, nu. Dar nu am fost invitat. Dar zilele comunii nu trebuie să fie invitat nimeni. Toată lumea. Invitați-o să dea șurul. Dar ce mergea asta în întâlnă, dar ce era un SRL, adică voi îi reprezentam un SRL, un ceva? Nu, nu, toată lumea a venit, toată lumea a venit și dacă o apun până așa, s-au băgat și nu, aici greșit. Aș ruga, mai revizuiți-vă din comportament, tare, dumneavoastră vă place, dacă puteți să dați, că eu nu vreau să fiu filmată, mie nu-mi place. Dumnealui cred că îi place cum să vadă veri pistic. Mie nu-mi place. Nu-mi place să mă văd pistic. Vreau să facem lucruri concrete. Încă o treabă, vreau să vă spun acum, în afară de ansamblu. Eu știți unde s-a. Nu știu, dumnealui nu știu. Nu a fost lucrat la drumul pe când așa. Dar era șef. Eu când vin la vară, nici domnul secretar nu vede, veni toată la mine, mâncă la o cafe. Așa. Știu. Așa. Eu când vin de la mine de acasă, trec prin mijlocul stării. Dumneavoastră știți? Domnul primar știe. Am făcut foarte multe sesizări. Acum când am venit la Bari, stâna de porci. Nu dau unii, nu știu cine. Da, bine, așa. Așa.
Eu dacă îți fac mașina acasă, că sunt civilizat, să plec via curată, eu trec prin stână. Considerați că este normal? Eu știu pe o stână, că am studiat un picul de număr. La cel puțin 500 de metri de șosea. Aia e șosea publică. Din ultima casă, din... Păi, dar eu sunt ultima casă, nu? Pe șosea 500 de metri pe la stână. A, dar eu trec prin stână, dar eu trec prin stână. Am voie să trec prin stână? Doamnul, luați inițiativa și cu domnul primar. Dar știți că e colega dar ce bine am ea acum? Nu, eu am făcut sezare, am dat și la mediu. Acum, eu știi că ai vânecat. Eu am trimis un filmuleț la mediu cu porcii, stâna din porci, multă, și mai zice de peste la porcină. Băi, ele se duc și în pădurii. Și sunt bolă, vezi, la... Nu, normal. Da. Da. Și mi-am frică că dacă zic, oricum aude și... Deja o auziți. Așa. Dar... Răzbiri la televizor. Da. Domnule, oprește. Deci asta este ideea. O să vă certați cu colega dumneavoastră. Nu. Mă cer cu el, eu asta e impresia, nu știu dar ea. Da? Da. Deci, și cu asta sunt nemulțumită, să știi. Domnul Vici, știi că ai venit la mine și ai trecut prin stână. Bă, asta e impresia. Asta e impresia nemulțumită. Totuși, și eu am un podeț care se dărâmă. Și de pe timpul lui Vici. Da. Așa. Ăla care vine de la mine, domnule, s-a lăsat și când trec mașina, jap, cu spatele mașinii. Ăla e potrivitul care avea mântul. Domnul Cea, să-mi mai potrivitul. Avea carmagerii, dar era bine. Da, am avea carmagerii. Păi da, vă mulțumim. Aia feric, nu pot mai dă-o, nu se dă-o. Referitor la lăsată. Dacă se desfințează domnul Flavinski, se desfințează din vina primarului și a dreastră. Eu când am fost primar, am văzut că nu m-a scăpat de două ori salariile. Sunteți de acord? Asumați-vă răspunderea domnului primar și să aduceți în fața Consiliului Local, este legal și vă dăm bani. Faceți extraordinar și vă dăm bani pentru asta. De ce nu aveți curajul? Dați-mi juriștul acolo să scrii ceea ce faceți voi, este perfect. Și atunci eu, Consiliul Local, de ce credeți dumneavoastră că banii mei nu mintă mie? Deci eu sunt și am promis lucrurile, sunt pentru asta, dar eu mi-am asumat. Dar ce mi-e? Dacă curtea de totul eu zic, scrie, să vezi că o cunează, nimic nu a fost suficient. Și m-a dus, ia banul dată, ia banul dată. Și i-am tăiat două facturi. Spune că nu se desfințează din cauza Consiliului Local, al SAMNA. Păi atunci de ce nu ați aprobat? Eu odată ce am pus în Consiliul Local, am asumat. Dumneavoastră ce ați făcut, vă acoperiți în Consiliul Local. Da. Dom'le, dar e bine. Păi dați dispoziții și dați bani. Ce trebuie cu dispoziții local? Ce e dura? Bine, cu ticica aia. Dați dispoziții și... Dispoziții. N-ai voie să iertează nici eu fără aprobarea Consiliului. Așa știu că ești doar mai bine în Consiliul. Domnul primar, te duci la prefect, mai zici și prefect. Nu mi se mi-a dați bani, cu echipoarea înseamnă. Cu echipoarea. Domnul primar, te duci și spui, domnul prefect, am uite, așa că te plășea ca mine la și nu v-am dat? Păi știu. Eu am desat un ciudat și la... Era cu topor, ce? Și la asamblu. Chiar eu am vorbit, dar n-am văzut, nu o scris nimic. Nu da, pe asta e. Da, deci dacă am văzut cu test, deci dacă se desfințează, nu e. S-au spus lucrurile necesare pentru comanda mea și felicit celor care au urmărit. Domnul secretar, vreau să vă aduc la reușință, nu s-au urmărit. Domnul Vecior, deci problemele care au fost notificate de domnii respectivi sunt într-adevăr probleme reale.
întreagă Republică, pe care noi, Consiliul Local, ar trebui să le dăm repede o soluție și aici mă adresez domnului secretar. Încă o dată, repet, și am proprietatea termenilor, vorbim de un grup de hoți, 2-3 indivizi, care tot calotează activitatea Consiliului Local. Domnul secretar, există adresă a prefecturii în care s-a aprobat 3 posturi de de agenți de bază. Avem 3 posturi, domnul. De ce nu ați venit cu... Da, da, da. Deci noi, prefectura ne-a acordat 3 poziții. De ce nu am deschis, de ce nu am angajat 3 persoane în comuna Tamaș pe speța respectivă? Toate problemele care au fost imediate puteau fi rezolvate de agenții respectivi. Domnul secretar, nu v-au pus la îndemână documentele respective că interesele din comuna Tamaș, acei 3 hoți pe care la un moment dat le voi scrie Institutul Statului, carotează activitatea și a secretarului, și a președintelui de ședință, și a consiliului local. Revin, Comisia de Fond Funciar, au fost aici ridicate probleme reale. Noi nu râdem, nu luăm peste picior vorbitorii, pentru că vorbitorii sunt oameni care cu experiență și oameni care au construit, pot să spun, comuna Tamaș, au participat la dezvoltarea comunei Tamaș. Comisia de Fond Funciar s-a făcut pomenire. Eu o să rămân în privat și o să discut cu domnul secretar anumite probleme. V-am adus raportul Curții de Conturi, ultimul, penultimul la care face domnul, eu vi-l atuș pe acela, trebuia să fim pună la dispoziție aparatul de specialitate al primarului. Poate, sunt doar 3 raporturi Curtea de Conturi are, din 2012. Puteți să intrați inclusiv pe site-ul Ministerului și ne puteți printa de acolo, domnul secretar. Acolo spune clar, domnul Vladinschi, cred că sunteți un om serios. Nimeni nu vrea să caroteze ansamblul. Ansamblul nu se desfințează, cum nu se desfințează România, cum nu se desfințează Consiliul Local, ci pur și simplu noi încercăm să aplicăm prevederile legale. Noi nu putem să ne trezim ca în 2017, când Curtea de Conturi, prin somație, ar recupera suma respectivă. Deci, nu mă pică să ne închid, vreau să vorbim după aceea. Deci, ideea e, domnul secretar, aș vrea să menționați inclusiv în procesul verbal, intervenția mea, cu referire la cei 3 agenții de bază, domnul primar se vede și acoperă fața. Domnul, să nu credeți că eu nu sunt deștiință de cap. Nu, v-a adus documentul. De ce dumneavoastră nu ați fost de acord ca să existe 3 agenții, să facem 3 locuri de muncă? Înseamnă că nu ați fost informat. Înseamnă că cineva din aparatul de societate nu v-a pus la dispoziție documentul. Noi avem aprobate 3 posturi de prefectură. Ia spune, doamna. Hai să vorbim pe lângă la ansamblul se va desfința în momentul în care Vlad va pleca. Din cauza că copiii noștri este foarte acomodat de Vlad și vă știu care sunt metodele lor. Mai bune, mai rele, mai glumește, mai spune o glumă. Dar în momentul în care nu știi că 20 de ani costă un costum pentru un copil, plus opinci, plus transport, plus alte multe chestii, pe care mulți nu le știu. A, ai copil tău la ansamblu, ai ce bine. Dar nu știi cât costă ca să ții copilul în ansamblu. Plus vrei să faci o melodie cu el, trebuie să cumperi melodii, trebuie să cumperi versuri, trebuie să cumperi foarte multe, pe care nimeni nu le vede. Adresați-vă administrații publice. Nu, noi părinții. Este de proastă calitate. Noi părinții am plătit tot. Noi părinții. Păi, tocmai de aceea noi vrem să reparăm dificultățile pe care le aveți. În viitor va exista un proiect de hotărâre în care vom stipula toate aspectele pe care dumneavoastră le menționați. Cu respectarea cadrului legal. Am de exemplu aici chiar de unii. Mama l-am făcut care scenă. 20 de milioane în costumul, plus alte melodii care s-au sfârșit, fiecare parte. Nu, dai 10 milioane pe melodie și gata, ți-ai făcut melodia. 10 milioane pe melodie și gata. Hai să urte cu cuvântul ăla de un primar și încheie. Și eu vreau să rămân cu consilierii un minut la sfârșit pentru chestii organizatorice. Mai am eu un lucru care am uitat. Dar numai cu consilierii. Dar ce-a putut domnul Băgeu? Am uitat. Ce-i voi?
primarul, sunt toți consilieri de față. Am vorbit odată și am zis că aveți tot sprijinul meu. Vorbiți și cu consilieri. Haideți, domnule, să înființăm o mănăstire pe care am ajuns. Domnule, nu veniți cu asta, că e ideea mea. V-am zis că locul este. Mergeți și vi-l arăt. Gândiți-vă că astea 2300 de hectare de zeiași care au fost desfășurare și s-a trebuit. Eu am văzut ca cu biserii acolo, peste drumul de mine, dar nu tot. Dacă cu acordul domnului președinte, îmi dă voie să închei și această agentă. Vreau să mă zic un cuvânt și ne-am încheiat. Eu, domnul Ceasă, vreau să mă din prima clipă în care am pus pe ordinea de zi. Pentru ansamblu, împreună cu domnul secretar, am luat toate măsurile să fie pe ordinea de zi. Nu te elimina mea. Odată ce mi-am asumat acele sume care mi le împută mie, personal, dacă mi le împută de tot. Și am încheiat și mulțumesc, o zi, vă. Știți că este